Președinte de ședință. În primă. Așa, bine. Avem aici în sală doamna director de la școala de la Ghimeș, care vrea să ne spună câteva cuvinte. Sunteți de acord să urmăm înainte ca să nu aștepte până la prese? Secretară, prima dată faceți prezența, vă rog, și să nu dați cine lipsește. După aceea doamna directoare ca să facă. Lipsește Olteanu Crăciun Ioan și Oltean Carol Victor. Motivați sau nemotivați? La mine nu au nicio motivație. Aici este vorba de o cerere care a depus doamna director de la școala Doamnei Gargai și o cerere depusă de Asociația Ciangăilor Maghiari din Bacău, din Moldova. Este vorba de un proiect care vrem să facem la școala Doamnei Gargai în privința ceea ce privește construirea unui grădinițe cu program prelungit. Având în vedere cererea mare care este depusă la școala Doamnei Gargai, anul trecut am pornit cu program prelungit grădinița și avem în ce mai multe cereri pentru copii cu program prelungit. Și nu avem spațiu suficient, dar ne-am gândit foarte clar că ar trebui o construcție nouă. Am găsit finanțator pentru treaba asta, adică finanțează gratis, nu avem niciun aport al primăriei pe treaba asta, numai trebuie să dăm în folosință un teren de 30 de ari. Dar mai mult poate să explice doamna director ceea ce privește colaborarea cu Asociația Ciangăilor din Moldova și îl prezintă doamna punctului de vedere. Și avem nevoie un acord în principiu, dacă suntem de acord să dăm în folosință terenul respectiv sau nu, că dacă suntem de acord, atunci o să înceapă o altă treabă, trebuie să facem un proiect de hotărâre, să intrăm în procedură legală, dar până atunci trebuie să avem un acord în principiu pentru cererile respective. Dacă vreți să vă ascultați pe doamna director, vă rog frumos. Dar eu vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat și aș vrea să vă prezint, nu știu, să citesc cererea sau să vă spun liber, să vă explic mai bine. Așa e mai bine. Deci sunt sigură că domnul consilier știu că la școala gimnazială Doamnei Gargai Dimeș, începând de anul trecut școlar, mai precis din al doilea semestru, funcționează o grupă de grădință cu program prelungit în trei săli de clasă, total renovate, prin intermediul unui program finanțat de Uniunea Maghiară a Pedagogilor din România. Deci copiii au început 12 preșcolari să frecventeze din al doilea semestru al anului trecut școlar. Părinții au fost mai reținuți prima dată, dar la sfârșitul anului școlar am ajuns la 20 de copii, atâta ne permit normele care sunt la funcționarea grădiniței, că nu vă pot spune câte controle și avize și așa mai departe, dar le-am obținut pe toate în timpul anului școlar, atât de la direcția sanitară, cât și sanitar-veterinară. Singura autorizație e ISU, ce noi avem și chiar cu această ocazie vă rog să ne sprijiniți și în obținerea acesteia. Așa, deci am ajuns la un număr de 20 de copii până la sfârșitul anului școlar. Acum avem cereri în așteptare.
Bineînțeles că noi am căutat sponsori, am căutat oameni care să ne ajute ca să îi scutim pe părinți de plătirea acelei taxe zilnice pentru hrana zilnică. La început părinții acopereau jumătate din prânzul elevilor, preșcolarilor, dar cu ajutorul oamenilor de suflet am ajuns ca în acest an părinții să fie scutiți absolut total de plata acestor contribuții. Deci preșcolarii, atât preșcolarii cât și ciclul primar și cel gimnazial beneficiază zilnic de o masă caldă după ultima oră de curs la restaurant. Bineînțeles că a avut loc și o ședință de analiză după un semestru și s-a pus problema spațiului. Nu avem spațiu suficient pentru că avem cereri în așteptare. S-a oferit această asociație, Asociația Ceangăilor Matea din Moldova, că ne va acoperi, deci ne va ridica clădirea, începând de la proiectare până la utilarea sau dotarea grădiniței, după ultimele norme, ce ni se cer, doar cu o singură condiție să construiască pe terenul lor. Adică este vorba de terenul din spatele școlii, 30 de ari, care ei doresc să o concesioneze ca să fie siguri că după construirea grădiniței, acea clădire va fi folosită pentru grădiniță și nu pentru altceva, pentru că se schimbă atât în guverne și așa mai departe și primari și tot și ei vor o garanție pentru asta. Noi am venit pentru că din Consiliul de Administrație face parte și domnul Suciu Ladislav ca și reprezentant al Consiliului Local. Domnul Ortean Petru este, Peter este președintele Asociației de Părinți, noi două din partea conducerii școlii am avea rugămintea să ne sprijiniți pentru că noi considerăm că este o ocazie unică în viață. Este vorba de copiii din comuna noastră. Construcția rămâne chiar dacă noi plecăm, noi anime și nu cred că se ivesc zilnic asemenea ocazii. Deci vă rugăm cu mult respect să ne sprijiniți și să dați aviz favorabil pentru concesionarea acestui teren. O întrebare. Da, documentația pentru ISU a fost depusă? Nu, eu la începutul anului școlar și anul trecut și anul acesta am depus o cerere la primărie să ne sprijine, dar eu am înțeles că în momentul de față prioritatea este liceul tehnologic și noi am înțeles acest lucru, ne conformăm, așa că după ce se aranjează la liceul pedagogic tehnologic, așteptăm din partea primăriei să... Prioritate nu poate să aibă liceu. Toate sunt prioritate. Documentația și aprobările ISU sunt foarte, foarte importante. Știu, că Doamne ferește, se întâmplă ceva și imediat. Știu. Trebuie făcut documentația și depus... Știu, nu este prima dată. Eu cred că a fost vorba și într-o ședință, după câte am văzut eu, a fost vorba în ședința Consiliului Local mai de mult și e același lucru. Domnul viceprimar poate să spună mai multe, dar cred că nu sunt fonduri suficiente pentru... Deocamdată, așa mi s-a Nici spus. N-a fost adus în fața Consiliului care această problemă a fost. Dar, doamna directora, de fapt, bine, am discutat și în ședință, nu știu dacă poate v-a scăpat, și am discutat și cu doamna directoră aspectul ăsta, pentru că era vorba despre liceu tehnologic care are nevoie de aviz. Și de aviz, și de autorizație ISU, pentru că le vinea racipul. Deci, asta era vorba despre prioritate. Doamna director de la secția maghiară, am discutat cu dumneavoastră și am zis că pașii următori vom face spre dumneavoastră. Și a spus că mai momentan ne-ați înțeles și a spus că poate să mai aștepte un pic. Eu am obținut, deci pentru ambele școli avem avizele sanitare, dar da. Asta e următorul pas și chiar vă rugăm. Eu am depus documentația. Despre ce valoare este vorba de documentația ISU? Doamna contabilă poate spune. 40.000. Pentru anul 2? Pentru una. Și avem bani pentru așa ceva? Păi la liceu am prins, am avut acum, obținem autorizația și o să facem ca să facem, adică pornim procedura și pentru Doni Gargari. Trebuie pornit și să făcut un proiect de hotărâre și adus în fața Consiliului Local și nu trebuie lăsat prea mult. Nu, pe așa au fost. Ne trezim cu amendă care... Știu, dar înțelegerea așa au fost. Măcar să se...
ia și să înceapă să depună documente. Păi, acum ne aduce, să lucrează la autorizație, deci avizul de la ISU le-am primit pentru cele două școli, acum se lucrează pentru autorizație, în momentul când, spre aproape de final, începem procedura pentru... Și de ce nu s-a putut deodată tot? Din cauza lipsei banilor sau da, n-am prins bani, n-am avut de unde, deci ați văzut că tot am făcut rectificări și acum am înțeles că o să fie o rectificare bugetară și sper să și acum la rectificare ați băgat? Că acum mi se pare că avem o rectificare. Nu, este modificare este de buget. Modificare. Modificare. Ați băgat, doamna contabilă? Păi n-am băgat la modificare, am spus bag la rectificare, o să fie, avem rectificare. M-am anunțat de la Bacău, de la Finanțe, că o să fie rectificare. Da. Și atunci aprindem banii și începem... Aici ne facem contractul. Facem contractul cu proiectantul, cu consultantul. Aici, ca completare la doamna director, noi am depus cereri respective, dar noi vrem să avem sprijinul Consiliului Local și un aviz și un acord prealabil pentru a-și începe documentațiile. Pentru treaba asta am venit noi, adică mai ales doamna director și Consiliul, că dacă nu suntem de acord, nu are niciun rost să facem o grămadă de documentații, o grămadă de măsurători, o grămadă de alergă de cheltuieli, dacă nu suntem de acord. Dacă suntem de acord, atunci putem să începem documentația. Doamna secretară știe mai exact cum trebuie să fie procedura respectivă dus la capăt. Și dacă suntem de acord, atunci să dăm un răspuns, adică să dăm un vot în principiu, dacă suntem de acord pentru treaba asta sau nu suntem. Eu cred că toată lumea e de acord, că e pentru comună, pentru copii comune și nu văd nicio piedică ca să nu fim de acord. Și plus cu asta știm cum e terenul, s-ar... Mai ales că dacă se dau bani pentru construcție. Da. Adică asociația ciangăilor din Moldova, maghiarilor din Moldova, că nu pot să înțeleg foarte clar, așa au zis că dacă punem la dispoziția terenul respectiv, specificăm un contract, că terenul respectiv este numai pentru școală, construiește numai școală, nu o să ducă de aici, el acoperă toată cheltuielile, adică de la capra cu avizele respective, de la avizări, de la autorizații de construcții, până în dare de folosință, cu toate avizele și cerințele legii care ne privește în ceea ce privește grădinița respectivă. Da, domnul, am înțeles că ăsta trebuie în anul ăsta ca să prindă ei în bugetul viitor ca să poată să prindă la anul, că ăsta durează, ăsta o să dureze un an, doi, până când poate să finalizeze. Dacă îmi permite tot. Deci, terenul respectiv și până acum, bine știm, deci era aparținea de școală. Deci școala, eu zic că nici nu se pune problema să nu aibă prioritate. Concesionarea respectivă, fiind domeniul public, pe ce perioadă? 49 de ani. Cât ne permite, adică cât permite legea, doamna secretară, dacă... Bun. Cât permite? Ideea e în felul următor. Dacă dumneavoastră ați discutat, aveți încredere în asociația asta și aveți încredere să-i faceți concesiunea și să știți clar că va folosi în direcția asta, la fel trebuie să fie și încrederea dumneavoastră față de ei, ca și ei... Păi, domnul viceprimar, dacă noi facem un contract, în contractul ăla putem să specificăm clar. Domnul, să nu se schimbe destinația. Terenul pentru așa ceva, fără a fi schimbat destinația respectivă. Scopul terenului. Că atunci, și atunci nu are ce să facă. La urma urmei, dacă se construiește un clădire, acolo ăla nu poate să ia nimeni. Numai dacă dărâmă. Înțelegeți? Domnul președinte, acolo... în principiu, cereți un vot de întrebare. Da, procedura este următoare. Trebuie să facem un proiect de hotărâre. În ședința următoare este târziu, adică în jurul 16 decembrie este târziu ca să aprobăm o hotărâre de Consiliu. Atunci putem face altceva, putem face o extraordinară. Acum să facem atunci, dar fiți atent aici, eu numai un pic, îmi zic părerea și după aia putem să discutăm. Noi am venit cu cererea asta, dacă suntem de acord în principiu, acum dacă punem, supunem la vot,
și majoritatea este de acord, atunci eu pot să zic că uitați, a trecut în principiu, puteți să prindeți în bugetul vostru care trebuie să construiți la anul. Și atunci noi pe 16 sau pe 20 sau când o să avem ședință, până atunci ne pregătim și vin cu inițiativa proiectului de hotărâre clară și cu contractele respective care o să le prezintăm în Consiliu. Iar în spatele hotărârii trebuie să aprobăm contractul între comună și Asociația Ciangăilor din Moldova. Am înțeles. Președinte, vă rog să supuneți modul de principiu. Deci, în principiu, dacă suntem de acord să prezentăm, să facem procedurile respective până în decembrie. N-am înțeles un lucru. Vă rog să îmi spuneți, să solicită deci astea 30, cât ați zis, ce se va face? 30 de ani. Așa. Deci, în comună sau expert acolo la... În terenul școlii. Deci acolo, undeva. Folosește deja școala terenul respectiv, ca aparțină școlii. Dar în domeniul public al comunei, aferent școlii de la Ghimeș. Da, așa. Am înțeles. Da, vă rog, domnul președinte, să supuneți. Atât de repede am intrat în activitatea Consiliului Local, încât am sărit niște etape. Constat prezența a 12 consilieri din total de 13. Înseamnă că am din punct de vedere statutar îndeplinit toate condițiile pentru a începe. Ordinea de zi ar fi... Nu, asta era la diverse, dar fiindcă doamna a venit mai repede ca să nu o ținem până la ora 12 când ajungem noi la diverse, să obținem votul de principiu și vorba. Atunci, având în vedere ce s-a prezentat aici, fiecare consilier are dreptul să-și dea cu părerea, dacă mai dorește, dacă nu, să supun la vot acordul de principiu pentru. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate. Vă mulțumim din suflet pentru timpul acordat. Mulțumim frumos pentru consiliere pentru sprijinul acordat. Să se facă. Și acum să trecem la... Domnul președinte, acum să trecem la ordinea de zi ca să... Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare din data de 28 noiembrie 2019. Având în vedere raportul de specialitate numărul 7517 din 18-11-2019 a Secretarului General al Comunei la proiectul de hotărâre, referatul de aprobare numărul 7518 din 18-11-2019 al primarului Comunei Ghimeș-Făget, conform ordonanței de urgență a Guvernului 57/2019, dispoziția primarului Comunei Ghimeș-Făget numărul 344 din 14-11-2019 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară din luna noiembrie 2019. Potrivit prevederilor articolului 129 alineat 14 și articolul 135 alineat 15 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, legea numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicate cu modificări și completări ulterioare, în temeiul prevederilor articolul 129, articolul 136, articolul 139 și al articolului 196 alineat 1 litera din OUG numărul 57/2009 privind codul administrativ propune. Articolul 1. Se aprobă ordinea de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local Ghimeș Făget din data de 28 noiembrie 2019, care cuprinde 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Ghimeș Făget din data de 17.10.2019, inițiator primarul Comunei Ghimeș Făget, avizează Comisia numărul 3. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data 28 noiembrie 2019, inițiator primarul Comunei Ghimeș Făget, avizează Comisia numărul 3.
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului numărul 7494 din 15-11-2019 al Comisiei de Selecție pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație a RPLOS Ghimeș-Făget. Era inițiator prima comună Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 3. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la regie publice locale OS Ghimeș-Făget era pe anul 2018. Inițiator primar comun Ghimeș-Făget avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 3. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la regie publice locale Colusiul Ghimeș-Făget era pe anul 2019. Inițiator primar comun Ghimeș-Făget avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 3. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohia ortodoxă din Ghimeș-Făget, inițiator primar comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 3. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohia romană ortodoxă din Ghimeș-Făget, inițiator primar comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 3. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarea ajutoare materiale familiei domnului Borca la Sloa, care gospodăria a fost afectată de incendiu, inițiator primarul comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 3. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unității Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, inițiator primarul comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 3. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiriei pajiselor aflate în domeniul privat al comunei Ghimeș-Făget pe anul 2019, inițiator primarul comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1 și Comisia numărul 3. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxe locale pentru anul 2020, inițiator primarul comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1, Comisia numărul 2 și Comisia numărul 3. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, inițiator primarul comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia numărul 1. Punctul numărul 13. Diverse. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2-a civilă, și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 544 din 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 3. Primarul comunei Ghimeș-Făget, județul Bacău, va duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Semnează inițiatorul primarul și contrasemnează secretarul comunei. Referitor la ordinea de zi, dacă sunteți de acord, să facem două modificări. Să scoatem punctul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii pajiștilor, și să introducem un proiect de hotărâre privind completarea listei partizilor. Sunteți de acord cu modificările depuse? Poate punctul 10, având în vedere că nu s-a depus toată documentația, nu? Da. Sunteți de acord cu ce propune doamna secretar? Cine este împotrivă? Abține? Toată lumea a fost de acord. Trecem la proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 17 octombrie. Deci, articolul 1. Se aprobă procesul verbal numărul 6989 din 18-10-2019, încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Ghimeș-Făget din data de 17 octombrie 2009, conform anexei parte integrantă a prezentei hotărâri. Discuții? Sunt discuții?
Se supune la vot. Cine este pentru? Abține? Abțin că n-am fost. Împotrivă? Avem două abțineri sunt, da? Domnul Dean Carlo și cine să ne abțin? Și Dean Carlo și eu că nu am fost așa. Da. La urmă, la urmă. Nici la venit ceva mai târziu. Domnul vrea să se abțină, nu? Dar ai fost pentru acul normă întreabă. Nu am fost pentru acul normă întreabă. Nu ai fost pentru acul. Trecem la execuția de la Ocol. Nu? Sau la fel? Consiliul de administrație. Discutăm acum despre raportul referitor la Consiliul de administrație sau vreți să-l lăsăm un pic mai târziu? Am luat, așa cum... Raportul? Deci proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final numărul 7494 din 15-11-2019 la procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la Regia Publică Locală Consiliului Ghimeș-Făget. Având în vedere raportul de specialitate 7564 din 19-10-2019, întocmit de către compartimentul de specialitate, raportul final numărul 7494 din 15-11-2019 al Comisiei de Recrutare, referatul de aprobare numărul 7565 din 19-10-2019 a primarului Comunei Ghimeș-Făget. Potrivit prevederilor, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 109 per 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, a legii numărul 111 din 2016 pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 109 per 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a hotărârii Guvernului numărul 722 pe 2016, a hotărârii Consiliului Local numărul 50 pe 31-7-2019, privind aprobarea declanșării procedurii de selecție noilor membri a Consiliului de Administrație a RPL-ului Consiliului Ghimeș-Făget, a hotărârii Consiliului Local numărul 49 din 31-7-2019, numirea de administrator provizorii în Consiliul de Administrație a Regiei Publice Locale Ocolul Silvii Ghimeș-Făget era. Propune articolul 1. Se aprobă raportul final numărul 7949 din 15-11-2019 la procedura de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de Administrație la Regia Publică Locală Ocolul Silvii Ghimeș-Făget conform ordonanței de urgență a Guvernului numărul 109 pe 2011 și hotărârii Guvernului numărul 722 pe 2016 întocmit de Comisia de Selecție și a Expertului Independent conform anexei numărul 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2, aliniat 1, autoritatea publică tutelară încheie cu administratorii regiei autonome contracte de mandat care constituie anexă la actul administrativ de numire. Adică este o hotărâre de consiliu. Hotărâre de consiliu local. Aliniat 2, forma și clauzele contractului de mandat care se încheie cu membrii Consiliului de Administrație a RPL-ului Consiliului Ghimeș-Făget se stabilește de către autoritatea tutelară cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, conform anexei numărul 2 la prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. Numirea membrilor în Consiliul de Administrație se face din lista scurtă de candidați selectați, conform articolului 9 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 109 per 2011 și hotărârii Guvernului numărul 722 per 2016 la propunerea Comisiei de Selecție și a expertului independent, respectiv următoarele propuneri. Antal Andraș, Crăciun Georgel, Jugaru Cornel și Potoroacă Mihaela.
Articolul 4. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția a doua civilă și de contencios administrativ și fiscal, potrivit prevederilor legii 554/2004, privind contenciosul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectându-se procedura prealabilă. Articolul 5. Primarul Comunei Făget, județul Bacău și regia publică locală Ocolul Silvii Ghimeș Făget, era vor duce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Semnează primarul comunei, contrasemnează, avizează secretarul comunei. Trecem la discuții. Vă rog, cine dorește să ia cuvântul. Pot să iau eu? Da. Având în vedere faptul că am fost și eu selectat în Comisia de Specialitate pentru preselecția dosarelor și organizarea concursului respectiv pentru membrii Consiliului de Administrație, erau niște discuții mai înainte că nu am făcut corect, nu am făcut bine, nu știu ce. Cine crede treaba asta că nu am procedat corect? Având în vedere că până acum, de când a fost înființat ocolul ăsta, și trebuie să respectăm foarte clar, și pentru asta am toată plăcerea să vă zic pe doamna secretară, că până acum n-a fost organizat niciodată o preselecție a dosarelor în 15 ani, niciodată, în ceea ce privește Consiliul de Administrație, și era bun. Nu a dat nimeni în judecată, nu a contestat nimeni și acum, la sfârșit, bine, acum s-a mai liniștit treburile, am auzit niște contestații că nu a procedat corect. Dacă cineva crede că am jignit noi, comisia, pe cineva, poate să ne dea în liniștit în judecată, fără nicio problemă, că suportăm consecințele. Doamna secretară, după cum am văzut, a respectat legea nu 90%, 100%. Literal. Cu litera legii, așa, clar. Până acum, precizez treaba asta, până acum, în 15 ani de zile sau de când e înființat acolo, nu a fost procedură de asta făcută la Consiliul Local niciodată. Niciodată, absolut niciodată. Dar a fost bine, că nu s-a respectat legea. Înțelegeți? Și dacă are cineva de adăugat, de făcut, de contestat, n-are decât să facă în continuare ce are de gând. Mulțumesc frumos! Din partea proprietarului, cine face parte din punct? Cine este proprietarul? Consiliul Local. Consiliul Local. Comuna. Administrația tutelară, partea primăriei. Autoritatea tutelară este Consiliul Local. Da. Și cine face parte din punct? Consilierii locali. Nu face parte din Consiliul de Administrație. Deci, nu tu permite legea ca să faci parte. Dacă ești nu, consilier local, nu poți să faci parte din partea primăriei. Ceea ce prevede legea din partea tutelară e specificat. E specificat acolo în lege și ce am cerut noi. Că noi am propus, am votat cerințele respective și am cerut 5 ani vechime în domeniu. Da. Din partea autorității tutelare, noi ca consilier și ca comisia de preselecție am preselectat pe domnul Cornel Jugaru, ca apolitic independent, ca reprezentant al comunei Ghimeș Făget, cum a venit din partea tutelară. Că fiți atent aici, la el am găsit 5 ani vechime în conducerea unui firme, unui asociații, unui treburi. Și am văzut niște treburi care sunt și am fost mulțumiți absolut toți, adică toți și experta care a fost contractat de Consiliul Local din București, adică toți 6 inși au fost de acord cu acea persoană. Și persoanele respective care sunt preselectate, n-a fost nici unul selectat cu majoritate sau minoritate sau... Nu! Toată lumea a fost selectat cu acordul tuturor părților, adică a primit toate 5 voturi.
Și pe baza punctajului. Și pe baza punctajului care am analizat să-i acolo. Răspund domnului. Deci la articolul 3 din ordonanța 109, nu știu cine a citit, sau dacă l-a citit dumneavoastră. Autoritatea publică tutelară la regiile autonome, așa cum este acolo, are următoarele competențe. Și o să vă citesc din lege. Să întocmească scrisoarea de așteptări și să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoștință de candidați sau la postul de administrator. Ceea ce a fost făcut, da? Scrisoarea de așteptări, cred că încă se află pe site-ul instituției. Să numească și să revoce membrii Consiliului de Administrație. Să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiar și nefinanciar pentru Consiliul de Administrație. Nu știu de câte ori s-a aprobat în Consiliul Local acești indicatori. Niciodată. Foarte mare dreptate aveți. Să încheie contractele de mandat cu administratorii. Să monitorizeze și să evalueze performanța Consiliului de Administrație pentru a se asigura în numele statului sau al UAT-ului că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea regiei autonome. Să întocmească și să publice pe pagina proprie de internet lista administratorilor în funcție de la regiile autonome. Deci astea sunt atribuțiile autorității publice tutelare la regiile autonome. La societățile comerciale, ceea ce nu este cazul, în articolul 3, punctul 2 din OUG 109, spune clar, să numească reprezentanții statului sau după caz ai UAT-ului în adunarea generală a acționarilor sau asociațiilor și să aprobe mandatul acestora. Să propună în numele statului sau al UAT-ului candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, etc. Acum să revenim. Este regie autonomă sau societate comercială? Este regie autonomă, nu e niciodată. Deci, dacă îmi permiteți... Acesta este referatul meu de... raportul meu de specialitate. Deci, a fost făcută publică tot ceea ce înseamnă depunerea de dosare. A fost făcută o selecție care a fost în unanimitate acceptată și știm foarte bine că au fost, de-a lungul anilor, putem să spunem, fel și fel de discuții și de probleme asupra OPOL-ului. Haideți să vedem un Consiliul de Administrație care nu mai e amestecat sub nicio formă cu OPOL-ul, care cred că vor putea să fie corecți și cu noi, Consiliul Local, și cu OPOL-ul. Pentru că trebuie să recunoaștem, Consiliul de Administrație e legătura între noi și OPOL. Deci noi nu avem legătură directă. Ar trebui. Dar haideți să facem în așa fel încât să fie. Ca să știe fiecare că nu în Consiliul de Administrație astăzi e șeful șefului și după aia când e la OCOL, șeful devine șefului. Ca să poată lua deciziile corect. Deci asta ar fi... Eu zic avantajul care l-ar avea următorul Consiliu de Administrație. Încă o propoziție, dacă mă lăsați să zic. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Noi dacă votăm acum sau nu votăm, depinde fiecare cum o să exprimă părerea. Trebuie să înțelegem un lucru. Dacă noi votăm Consiliul ăsta nou de administrație și dacă nu o să sprijinim și verbal, și legal, și după lege, nu o să facă mare lucru, că nu poate. Noi, dacă nu o să avem colaborare corectă, instituțională, prin lege, între Consiliul Local și Consiliul de Administrație și OCOL Silvi, bineînțeles, că nu trebuie lăsat nimeni la o parte, atunci poate putem să facem schimbări, dacă vrem. Dacă nu, atunci nu o să fie nicio schimbare. Că în termen de 3-4 luni de zile, dacă nu sprijinim nou Consiliul de Administrație, părerea mea că încet, încet fiecare o să-și dea demisia și o să plece, că o să vadă că nu poate să facă nimic.
Înțelegeți? Noi trebuie să avem în vedere, după lege ce scrie, după matricea lor, ce cerințe are Consiliul Local față de Ocolul Silvic. Și trebuie să ne punem la masă și Consiliul de Administrație și conducerea Ocolului Silvic și Consiliul Local. Să punem pe hârtie niște principii pe care trebuie să respectăm fiecare, indiferent în ce funcție suntem. Și dacă noi putem să facem asta, treaba asta în 3-4 luni de zile sau 5 luni de zile, putem să dăm o față mai bună și de încredere în fața comunității, o încredere a Ocolului Silvic, dacă nu, certurile și, pot să zic, discuțiile și furăciunile, așa o să meargă în continuare. Dacă ne punem la masă și ne înțelegem și căutăm soluțiile cele mai bune, o să avem rezultat. Dacă nu, atunci nu o să avem rezultat. Mulțumesc! Mai are cineva? Da. De opoziție? Deci, am făcut și eu parte din comisia respectivă de selectarea dosarelor. La fel ca domnul Olteanu, mai mult la propunerea noastră, la tot, de fapt, nu pot să zic că a fost doar propunerea mea, ca să nu mai facă parte membrii de la Ocol în nou Consiliu de Administrație. Și inclusiv din foștii membri în Consiliul de Administrație. De acord cu dumneavoastră, doamna secretară ne-a sprijinit, chiar e primul lucru care merge chiar după lege. O întrebare așa avea. Deci toți ați recunoscut și am recunoscut că treburile nu au funcționat bine. Corect. Conform legii. Următorul pas. Întreb. Domnule, cine greșește, plătește. Fostul Consiliu de Administrație, dacă a greșit, cum o să fie sancționat? Cine trebuie să facă demersurile dacă s-a greșit? Dumneavoastră a zis că nu s-a respectat legea și s-a greșit. Cine greșește, plătește. Cum? Vă rog să-mi explicați. Deci, de cine depinde următorul pas? De domnule, dacă a greșit și n-au respectat legea, să plătească. Părerea mea că nou Consiliu de Administrație, când intră în funcțiune și își preia toate atribuțiile care le are conform ordonanței corporatiste, va solicita toate rapoartele, tot ce înseamnă inventare, tot ce înseamnă execuții și pe baza la rapoartele astea se vor constata toate neregulile. Dacă sunt sau. Și Consiliul de Administrație va fi obligat să ne aducă nouă la cunoștință autorității tutelare tot ce a constatat. Asta e obligatoriu. Ceea ce n-a făcut Consiliul de Administrație precedent. Deci nu a venit niciodată în fața Consiliului Local cu niciun fel de raport. Deci rapoarte ei au venit cu bilanțuri care de cele mai multe ori orice consilier local nu prea le poate înțelege. Un bilanț conține și alte cheltuieli care noi nu știm, niciodată nu știm ce conțin cheltuielile alea. Deci niciodată nu cred că a fost, nu și-a făcut datoria Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație trebuia să vină să spună exact, domnule, haideți să ne susțineți că vrem să aducem profit Ocol pentru Ocolul Silvic și astea sunt problemele. Acum sperăm că cu această ocazie Consiliul nou, dintre oamenii care s-au găsit, pentru că ăștia au fost oamenii, s-au prezentat o listă destul de mare, de vreo 10-11 sau câți 11 candidați au fost. Din 11 candidați, 4 au fost selectați. Care au... Exact cum a spus domnul Petrica, ar trebui să-i încurajăm și să-i ajutăm să-și intre în drepturi. În ceea ce privește întrebarea domnului Geru, are foarte mare dreptate. Dar aici pot să răspund că nu eu ar trebui să răspund domnului Geru că ce a făcut anteriorii sau ce n-a făcut, aici ar trebui să întrebăm oamenii care au fost atunci. Sau
conducerea Consiliului Local, adică primăria, ce gânduri are, dar eu nu știu cum privesc oamenii sau cum privesc colegii mei, eu am muzicală și poate greșesc, nu știu. Dar dacă ne-a dat ocazia asta să schimbăm ceva și să sprijinim, să facem ceva, să meargă în direcție bună, credem noi că o să meargă în direcție bună. Ce a trecut, într-adevăr, trebuie să răspundă oamenii aia, dar dacă ne preocupăm numai de trecut, cine ce a făcut, viitor nu putem să construim niciodată. Niciodată. Ăsta părerea mea. Bineînțeles, sunt și vă dau foarte mare dreptate, că pagubele sunt, că de furat s-a furat, dar să se ocupe organele competente. Și poate se fură și acum, nu am zis că nu. Dar de problema asta să se ocupe organele competente și noi să încercăm să îndreptăm lucrurile. Că dacă ne ocupăm tot, că uite mă, Brazilul ăsta a făcut, sau Jean ăsta a făcut, sau Ortean Viorel ăsta a făcut, noi ne certăm aici la masă și viitor nu putem să construim. Bineînțeles, construim viitor și ce neregul n-a fost respectat de legea, să răspundă în fața legii, să răspundă în fața instanței. Ai foarte mare dreptate. Dar noi, pentru viitor, trebuie să ne gândim și pentru copiii noștri. Că până acum a mers cum a mers, asta e. Dar acum am avut ocazia să schimbăm ceva, încercăm. Și dacă sprijinim, o să reușim să schimbăm viitorul. Ce a trecut, asta o să fie decis. Deja sunt în instanță, am auzit că, și era vorba că sunt în instanță, nu știu câte miliarde de lei a dat în judecată, să vedem ce o să decide instanța. În rest, iarăși, cu dosarul celălalt, care a ridicat și domnul Antalatila, cu delapidare, cu fonduri necheltuite unde ar trebui. Sunt probleme și acum. Era și acum. Două săptămâni era invitat, așa am înțeles, domnul de contabil. Din spate a dat cu subsemnatul 3 ore, că probleme. Asta trebuie să lăsăm instanțele și organele competente să decidă care e situația și care e soarta lor. Ce a făcut? Sunt de părere să răspundă. Da, dar noi înțelegeți? Exact. Noi, Consiliul Vechi de Administrație, n-a venit să ne prezinte niciodată. Păi aveți dreptate, Eu am zis despre viitor. Și am terminat cu treaba. Problema asta e că ce s-a făcut? Și cât s-a făcut? S-a dus. Problema e la că trebuie oprit la timp să prevenit și pagubele. Că legea și regulamentul de bază a fondului forestier scrie concret. Cine răspunde? Noi avem un șef de ocol, un director al regiei. El răspunde de toate demersurile lor. Nu trebuia să lăsăm un an, doi. E la prima abatere și la prima lipsurile. Trebuia să fie imediat să ne aducă un raport. Doamne, avem 100 de milioane lipsa. Ce facem? Oprim? Nu să lăsăm să treacă, să mergem la miliarde de lei. Și acolo, pe regulamentul de bază, scrie foarte corect cine de ce răspunde. De asta zic că nu trebuie să luăm noi. Domnilor, de 3 ani asta încerc. Să oprim. Auziți, mă lăsați un moment, acum mi-am adus aminte. Domnul Antalatila a făcut un raport atunci, pe vremea aia, acum un an de zile, nu? Exact. În luna martie. A făcut un raport. Evaluarea șefului de ocol. Domnilor, câțiva persoane au semnat, câțiva consilieri au semnat, dar o minoritate mică. 4 inși am semnat, dar să știe lumea, domnule, am semnat Bârzangelu, Ortean Petru, Antal Atila și doamna Dana. Ăștia 4 am semnat pentru o schimbare. Am semnat raportul ăla care a fost evaluat șeful de ocol, având în vedere lipsurile și problemele indicate la ocol. E la doamna secretară, mi se pare. Da. E de plus. Se poate înțelege. Da, dar eu am zis părerea până acum, nu vreau să intru mai detalii, că o să stăm până diseară aici. Domnul vice, vă rog să vă exprimați și dumneavoastră. Permiteți-mi să fiu de acord
cu tot ceea ce a spus și domnul Oltean Petru. Deci la tot ceea ce înseamnă dacă ne acordăm timpul cu trecutul, nu o să mai putem construi viitorul și prezentul. Adică prezentul și viitorul. Pentru că noi, în consiliile astea de administrație care le-am avut, altceva nu am făcut decât am pus foarte mare amprentă doar pe ocolul comunei. Și din punct de vedere al beneficiilor, să știți că putem să spunem și noi că nu am avut niciun... Deci n-am avut un randament la capitolul ăsta. Haideți să luăm treptat cu consiliul de administrație, să-i lăsăm prima dată să vedem nouul consiliul de administrație la formarea lui, care sunt principii, să-i lăsăm prima dată să vedem care este ideea lor conform legii, bineînțeles, dar să-i lăsăm ei ca să se formeze. Venim și noi cu tot ceea ce, problemele care le avem din partea noastră și să-i lăsăm să lucreze în prima parte. Că v-am spus încă o dată, noi acum ne adresăm sau încercăm să ne adresăm direct ocolului, dar între ocol și primărie trebuie să înțelegem că este Consiliul de Administrație. La fel și ocolul poate are și el problemele lui. La fel se adresează Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație trebuie să fie un mediator corect între astea două instituții. Asta am vrut să vă spun, că sunt multe probleme ale comunei care să știți că ar trebui să le discutăm, să le gândim și să le punem în aplicare, în afară de ocol. Și ocolul, bineînțeles, face parte. Dar haideți să ne concentrăm pe multe. Avem, cum ați văzut și astăzi, cu școlile, cu multe, infrastructură, probleme locale, care țin de multe lucruri, da. Altele afară de ocol. Da, dacă mai are cineva de completat. Până acum au fost depuse rapoarte de activitate din partea ocolului, activității, dar activitatea Consiliului de Administrație nu s-a depus un raport prin care să specifice câte hotărâri au luat, de câte ori s-au întrunit, ce au hotărât. Nu ni s-a adus la cunoștință nimic. Acum le expiră mandatul provizoriu 4 luni de zile, la sfârșitul lunii noiembrie. Presupunem că începând cu 1 decembrie va fi nou Consiliu. Corect ar fi ca din partea vechiului Consiliu să se depună un raport cu activitatea celor 4 ani de activitate. Mandatul cât au fost numiți. Să ni se aducă la cunoștință. Legea prevede că fiecare semestru trebuie să depună un raport către Consiliul Local. Așa prevede legea. Dar să fie cuprinsă și activitatea Consiliului de Administrație, nu numai activitatea regiei. Deci legea prevede trimestrial sau de câte ori, de câte ori este necesar sau cere Consiliul Local. Și eu propun ca pentru ședința următoare, dacă tot se termină mandatul, să ne se aducă la cunoștință un raport cu activitatea vechiului Consiliul de Administrație. Ce hotărâri s-au luat? Da. Referitor la asta, dacă îmi permiteți, eu și încă un domn consilier am înaintat spre Consiliul de Administrație cererii cu număr de înregistrare, am lăsat-o la primărie, la doamna secretară, le-a transmis-o, exact ca să ne dea procesele verbale cu toate hotărârile adoptate, deci deja pasul e făcut legal, cu număr de înregistrare, că altfel n-am putut până acum obține pe cale verbală și să sperăm că o să ne aducă. Mulțumesc! Vă mulțumesc! În Consiliul de Administrație cred că se mai pot introduce niște clauze acolo, nu? O mare răspundere pentru dice din partea noastră către Consiliul de Administrație. La sfârșit, avem și modelul de contract de mandat. Nu știu dacă ați reușit să-l citiți. N-am reușit. Aveți materiale de ședință? Nu. Un dosar? Aveți două dosare dumneavoastră? Deci eu aș zice că astea toate să fie discutate tot așa în fața Consiliului. Și când o să se... Dați-mi numai asta cu raportul. Deci cu nou Consiliul de Administrație să fie discutate lucrurile față în față, nu numai și pe hârtie, dar și discutate și pur mașternute pe hârtie, că avem o experiență neplăcută datorită faptului că de multe ori cerem un lucru, se înțelege altul pe hârtie și ne jucăm cu hârtiile între noi. Dacă am stabilit un lucru față în față, ăla se așterne pe hârtie și trebuie respectat. Modelul de contract de mandat.
Asta este partea cu notele pe care le-au obținut pe ambulanță. Și aici, vedeți pe contabilă. Deci, un coleg a ieșit. A ieșit? Hai, stai puțin. Deci, procedura este că acest model de contract de mandat pe care îl aprobăm astăzi trebuie să trimitem la Ministerul Finanțelor pentru a ne da aviz. Ulterior, după ce primim avizul, că posibil să primim aviz nefavorabil. Poate, doamne, din ce cauză ziceți treaba asta? Nu sunteți sigur că ați respectat legea? Eu am respectat. Atunci nu primim, să știți. Da, da, să respectat legea. Vă rog, domnul președinte, să supuneți la vot. Deci cine este de acord cu raportul final? Dacă este cineva împotrivă? Sunt 10, da? Abține? 2 sunt. 10 sunt pentru. 2 se abține. Execuția bugetului de la OCOR. Asta cred că o știm, că s-a discutat de la, din luna martie până... Da. O președinte trece la punctul. Asta și este puneți la vot. Asta este. Dumnealor ne-a făcut o întâmpinare, cred că ați avut-o în materialele de ședință. O citim? Nu are niciun rost. Cred că o citim toată lumea. Am luat act de adresa regiei. Dar nu e singurul motiv că n-a trecut bugetul, că nu s-a întrunit ăia 10 consilieri. Sau 7 cât au solicitat ei. Nu ăsta a fost singurul motiv, din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere, n-a trecut, deoarece nu s-au prezentat documentele pe care le-am solicitat. Vorbim de execuția bugetară. Da. Execuția bugetară, bugetul a fost aprobat în 2018. Tot de 2017. 2017. Și execuția în 2018. Deci banii cheltuiți în 2018. Da. Banii cheltuiți în 2018. Consiliul local a aprobat bugetul. Deci eu venit cu execuția. Acum nu înțeleg... Adică au cheltuit bani. Da. Și noi trebuie să aprobăm cum au cheltuit. Nu înțeleg care e problema. Că aici dacă nu aprobăm, atunci trebuie să venim. Unu, uite s-a cheltuit la punctul butare mai mult sau nu s-a cheltuit. Da, trebuie să dăm o explicație. Nu, dar, că aici nu trebuie să aducă nicio documentație. Pentru că bugetul din 2017 avem și execuția. Punem execuția la 2017 și imediat vedem că care e problema. Alte acte n-avem ce să cerem de la deși. Execuția pe 2008. Da. Eu înțeleg că există unele neclarități. De exemplu. Că eu m-am uitat. Vis-a-vis de banii cheltuiți. Da, da, de exemplu. Deci neclarități care trebuiau să fie clarificate de ei. Deci ei trebuia să aducă. Asta e la execuție. Că sunt alte cheltuieli, am înțeles. Nu. Alte cheltuieli pe care nu sunt expuse. Cheltuieli s-au făcut conform bugetului. N-am găsit. Nu la execuție. N-am găsit. La execuție n-am găsit. La buget, am avut și noi niște treburi de întrebare. De 2-3 ori care s-au rezolvat. Care s-au rezolvat, da. S-au rezolvat. Acum să ne povestiți mie care e problema cu execuția bugetară. Pe puncte. Că dacă nu suntem de acord, trebuie să zicem cu care punct nu suntem de acord. Adică că nu suntem de acord așa că nu vrem să fim de acord, e o treabă. Dar trebuie să ne explicăm că la punctul 5 nu sunt de acord pentru că.
Și atunci vedem care e treaba. Dar să zicem că nu suntem de acord cu execuția bugetară din 2018, care am aprobat noi în 2017, eu nu mai înțeleg aici. Adică bugetul ăla. Bugetul și acordele să... O secundă numai, că aici e puțin ambigu. Da. Exprimarea dumneavoastră. Deci una este să apropie un buget și una este să-l cheltui. Deci aici trebuie să apară transparența. Pentru că atâta timp cât există o ordonanță a întreprinderilor corporatiste pe baza căreia o instituție, regie autonomă trebuie să funcționeze, atunci transparența aia ar trebui să fie extraordinar de mare. Adică să vedem noi de ce. La noi ceva nu este clar la unii dintre colegi. Chiar ăsta, bă. Nu este clar. Chiar ăsta, bă. Deci, aici trebuie să vorbim de care punctul nu e destul de corect. Ăsta, deci, domnul Gelu... Trebuie să mergem pe puncte. Deci, nu pe total execuție. Mergem pe puncte. Numărul 5. Exemplu, la salarii. Ce s-o cheltuie? Adică trebuie să mergem, adică să nu vorbim de tot execuție, să vorbim de puncte. Adică că în toată execuția, două puncte nu sunt clare. Există unele chestii care se pot interpreta, domnule, acolo la alte cheltuieli sunt nu știu câte sute de milioane. Sau miliarde. Miliarde. Acolo există în bilanț alte cheltuieli. Păi, dar poate jumătate din banii ăia s-au dus acasă. Corect. Din partea consiliului local, cineva a participat la o recepție de lucrări. Recepția lucrărilor, a văzut-o cineva la teren, cum s-au executat lucrările din partea consiliului local. De administrare, poate și-au dat prime. Da, dar consiliul de administrare spuneați că n-a funcționat legal și nu și-a făcut treaba. Nu și-a făcut treaba. Deci, nu, eu așa am înțeles de la colegi, ca să... Dar dacă vorbim ceva, trebuie să vorbim pe concret. Pe concret. Și asta este. Trebuie să vorbim pe concret. Știm asta? Dacă nu știm, lăsăm așa. Sau dacă nu știm, să mergem și să vedem. Și să zicem atunci că, domnule, avem la execuție avem 15 puncte, la punctul 13 și la punctul 7, nu s-a făcut conform bugetului. Și atunci nu aprobăm din cauza asta. Ce speță eu sunt de acord să supun la vot execuția bugetară pentru... Domnul consilier, am și eu o întrebare. Haideți să lăsăm deoparte ce au făcut înainte. Haideți să începem să vedem ce fac ăștia acum, dacă vine două consilii. Să nu facem cum fac ăia de sus. Că ce a fost furat, ăla nu se duce înapoi, precis. Nu? Nimeni nu duce înapoi dacă a fost luat. Cine o să vrea, că guvernul ăsta nu vrea. Degeaba începem să... ce au făcut aia, ce au făcut. Haideți să vedem ce o să facem mai departe. Da, după mintea mea. Să punem la vot execuția bugetară. Cine este pe... Nu furat nimeni aici. Nu, pentru... 8. Cine se abține? 4 abține. Împotrivă? Trecem la buget. Deci, la fel și cu bugetul pe anul 2019. S-a discutat, cred că, în fiecare lună. Așa e, au fost chemați ce nu a fost clar. Drona, au fost scoase. Deci la punctul 5 avem proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a regiei publice locale, ocolul Silvii Ghimeșcoce, pe anul 2019. Bun, deci la fel și la buget am avut discuțiile împreună cu comisiile, de fiecare dată le-am analizat, s-au punctat lucrurile care ar fi sau nu ar fi bune, s-au clarificat și s-au dus din nou față. Aici vreau să dau dreptate domnului Gelu și foarte mare dreptate are și eu înțeleg că de ce nu vreau să voteze și are dreptul fiecare cum vrea să voteze așa cum vrea.
Domnul Gelu și, și eu, de exemplu, sunt nemulțumit cu lipsurile ce s-a acumulat pe timpul 10-15 ani și nu s-a făcut, nu s-a realizat nimic. Și sincer, sincer, nu ar trebui să voteze nimeni bugetul ăsta. Nimeni. Din Consiliul ăsta da, niciun. Atunci trebuie desființat acolo, domnule. Asta e să funcționeze. Aici am vrut să ajung. Aici am vrut să ajung. Adică dacă nu, nu merge așa că nu aprobăm. Trebuie luat punct cu punct, discutat, ce nu ne convine să scoatem și ce e bine. Nu poți să ții o regie un an de zile fără buget. Că până la urmă ești bun de plată. Dacă nu explici de ce ai, nu ai votat. Ești bun de plată. Foarte mare de plată și încă ceva. Putem să ajungem dacă vrem, dacă vrem, putem să ajungem și la desfințare acolo, dacă asta vrem, fără nicio problemă, că acum dacă nu o să treacă și 2 ani de zile, atunci putem să inițiem desfințarea acolului. Nu noi trebuie să inițiem, că inițiază Ministerul Finanțelor, la urma urmei, că după lege, dacă n-ai un buget, nu poți să folosești ciocanul, nu? Trebuia să prevede, deci, 31 martie, de și s-a folosit ilegal. Și s-a folosit ilegal. Nu, asta zic, că acum trebuie să ne uităm ce vrem să facem. Eu ce am cerut în ceea ce privește bugetul pe anul 2018 și aici colegii ce au cerut, au respectat, au scos câteva puncte la care ne-am legat, au scos câteva puncte, de exemplu, la marcături, au sistat tăierile rase principale, au adus în față tăierile accidentale, sunt mulțumit cu treaba asta. Bineînțeles, are loc de mai multe treburi de rezolvat, dar încet, să sperăm că o să fie rezolvat. Vă rog să-mi permite. Da, luați. Nu ăsta e motivul meu că m-am abținut de la votarea bugetului pagubele, nu. După mintea mea, poate greșesc, bugetul ăsta vine însoțit de niște devize de lucrări și de investiții. Pe baza asta, așa cred eu, că votăm noi bugetul, analizând devizele respective. Cum să cheltuie banii, tarife, cantități, norme de timp, cu asta vine însoțit devizele respective. PUP-uri, PUA-ul, dacă-s lucrări de îngrijire la ăsta, plantații, eu știu ce mai... Pe care trebuie devize, da. Vă întreb pe dumneavoastră, deci vreți de acum încolo legalitate. Bugetul ăsta e însoțit acum de devizele respective să le analizăm. Este cabana de la Târhăuș, da? Da. Spuneți-mi dumneavoastră că eu n-am văzut, s-a reparat, câți bani, vreo 40.000 de lei, care... 38.000 și ceva, așa, nu? Da. Cum s-au cheltuit banii ceia sau cum urmează să se cheltuie? Cine cumpără materialele? Cine face lucrarea? Eu așa se cheltuie niște bani. Aveți dreptate, dar aici aș avea și eu ceva. Așa se cheltuie niște bani referitor la tot, la tot proiectul ăsta. Ăsta e motivul pentru care n-am votat eu. Nu pagubele. Eu n-am votat că n-am văzut devizele. Cum își cheltuie ei banii? Și chiar dacă îi cheltuie, mereu am solicitat domnilor din partea Consiliului Local să se formeze o comisie, să mergem să verificăm. Chiar se execută lucrările cele? Sau nu se execută? Ei dacă au alocat 40.000 de lei, 20.000 le pune pe pereți, 20.000 le bag în buzunar. Cine îmi garantează mie că nu e așa? Vedeți, domnul consilier, recepția lucrărilor trebuia făcută de Consiliul de Administrare. De asta se numește Consiliul de Administrare. Consiliul Local poate să meargă, nu e nicio problemă. Consiliul de Administrare trebuie să verifice toate lucrările care se execută. Au rolul lor de a controla toate lucrările și execuția lucrărilor ce se face. Și cred că au făcut. În cadrul Consiliului de Administrare trebuie să facă comisie de audit intern al lor. Normal. În anii anteriori, când s-a votat bugetul ăsta, fără o analiză amănunțită, cum să mă exprim? Pagubele la momentul respectiv, știți dumneavoastră că au fost recuperate? În anii anteriori. Nu, așa a fost obișnuința. Nu. Și aveți foarte mare dreptate. Și aici aș avea ceva de punctat. Că în ceea ce privește bugetul, adică
hârtiile și numerele și sumele, sunt de acord. Că nu am, eu personal, ce m-am uitat la buget, nu am găsit nereguli foarte mari, adică cum ar veni. Ce am cerut, că vreau să cumpere cu 3 miliarde TAF, am zis, ar fi bine să vireze banii către Consiliul Local, că exploatarea forestieră poate să facă agenții economici din Comuna Ghimeș-Făget. Și dacă chiar e nevoie, atunci și prin prestare de servici, da, poate să facă oricare agent prestarea serviciului, respectiv scoaterea lemnului din pădure și pusă lângă drumul principal. Da. Cealaltă problemă pe care am ridicat-o și cu vopsea, era prins o vopsea de vreo 6-800 de milioane. Ne-a explicat, a scos. Era problemă cu dronul. Ce avem nevoie de dron? În ceea ce privește bugetul, adică numerele, sumele, sunt foarte de acord. Nu acolo sunt problemele principale la acolo ăsta din Ghimeș. Nu la buget. Părerea mea. Acolo ar trebui un pic modificat niște treburi, ar avea de câștigat 5, 6, 7 miliarde și primăria Ghimeș-Făget. Bineînțeles, până acum n-a explicat de ce n-a virat bani, având în vedere faptul că fondurile de regenerare au fost cheltuite și nu era reținute în contul cutare și curtea de conturi a obligat să le facă contul respectiv, de-aia n-a putut să vireze bani. Asta e altceva. Dar să ne uităm înapoi timp de 10 ani, primăria, adică conducerea primăriei, de fapt și el are o vină, a cerut toți banii de la Ocol, fără să pună la fondul de regenerare banii respectivi. Da. Și primăria a cheltuit-o, nu? Acum primăria n-a dat înapoi niciun leu la Ocol să refacă fondul de regenerare, ei trebuia să facă din propria lor venit. Asta e adevărat, dar foarte bine a făcut. Problema principală nu e acolo la numere, la buget, părerea mea. Problema principală e pe teren. Pe teren. Și nici nu la devize, că devizele sunt unde sunt scrise, sunt făcute 99% în regulă, părerea mea personală. Terenul e problema. Părerea mea. Terenul. Și acolo sunt organele competente care ar trebui să facă datoria. Nu noi consilierii, că noi nu suntem în stare și nu avem nicio competență să facem vreun control și mai ales, de exemplu, nici doamna de la Ministerul Finanțelor să meargă să verifice toate căruțele și toate cepurile și ce găsește pe drumuri. Avem niște organe de control. Poliția locală, adică șeful Ocolul Silvic, care răspunde de bază, ITRSV Bacău, ITRSV Suceava. Nu noi. Înțelegeți? Asta mi-e părerea. Scuzați-mă dacă am greșit cu ceva. Nu, dar, mă scuzați, dar eu am explicat părerea. Încă o dată ați recunoscut că la teren e problema. Da. Cu personalul. Nu, e o problemă. Da, corect. Dar nu încă o dată. Rolul nostru nu este de a controla și de a sancționa. Da. De acord. Da. Dar atunci rolul nostru trebuie să fie să ridicăm mâna, ei să-și primească bugetul și salariile, noi să-i plătim. Ăsta e rolul nostru. Păi da, dar nu putem să blocăm în continuu. Atunci să luăm o hotărâre drastică care a fost inițiată, nu drastică, a fost inițiată de domnul Anta, să schimbăm șeful de acolo și să încercăm așa. Sau cine nu-i competent să-și dea demisia. Domnilor, atunci așa să luăm de acord treaba. Dar vedeți dumneavoastră, până noi ne certăm aici, recunoaștem că îi greșesc, recunoaștem că îi nu-și fac treaba, că sunt probleme, noi îi plătim. Vedeți, s-a luat atâția bani, atâtea miliarde, în timpul ăsta... Bugetul cât a fost? 29 sau 30 de miliarde? Cât 30. A fost? 30 de miliarde, 30 de miliarde bugetul lor. În timpul ăsta, până noi ne certăm aici și... venituri. Recunoaștem neregulile care sunt acolo, din comuna noastră, familii întregi. Au câte un membru în străinătate și sărută copii odată la 3 luni și odată la Crăciun și la Paști. Da, noi ne certăm. Nu contează că fură, noi să-i plătim. Noi nu ne certăm, ăsta, noi nu ne certăm, ne exprimăm părerea fiecare. Da. Dar de și asta e foarte mare dreptate. Cât în comuna noastră cetățenii de rând și oamenii nu au acces, că de multe ori nici acces nu. Chiar dacă e pădure publică, accesul azi mâine nu mai e voie. Corect. Și atunci noi le votăm buget, nu-i verificăm, nu-i controlăm cum își cheltuie banii. Asta era altă discuție. Referitor la buget, eu numai cu devizele am avut o problemă. Că discuția ce se întâmplă, am avut-o de atâtea ori.
N-are sens să mai... Revenind, dacă îmi permiteți, dronul care a fost pus în buget, de două ori l-am scos. O dată l-am scos, o dată iar venit la ea. Ce era? Drone. N-am înțeles. Da. Deci drone, sunt drone în cadrul... Era pus în buget. Era pus în buget. Și acum vedeți că ne-a trimis o adresă pe 26.11.2019. Adică numai să vedeți unde e jocul. Și ce scrie aici șeful de ocol? Adică o scris altcineva, dar în fine. Ce scrie aici? Numai să vedeți ce lipsa bugetului e unul, dar să vedeți ce scrie aici. Zice că, concret, lipsa bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 face imposibilă efectuare de investiții. Exemplu, supraveghere cu dronă a suprafațelor de împădurit. Acum, domnule. Adică plantațiile trebuie supravegheate cu dronă. Nu era... Ați auzit dumneavoastră așa ceva? Plantațiile să verifici cu dronă. Adică totul e scris, dar mai trebuia să bagă aici să dea o lovitură. Adică în silvicultură plantațiile să verifici cu drone, domnule. Unde trebuie să meargă organul silvic, să facă piețe de probă, să prindă puietul respectiv să vadă de ce s-a uscat. Și scrie șeful de ocol care conduce regia autonomă locală a comunei Ghimeș, Făget, domnilor. Să nu mai zic ceva. Că scrie și altceva, dar nu mai zic nimic. De două ori a fost respins și acum pe 26 înainte de Crăciun mai dă o lovitură Consiliul Local. Atunci când trebuia, acum aproape că suntem în punctul ar trebui să aprobăm ce bani au cheltuit. Deci noi ar trebui să aprobăm acum banii cheltuiți. Cred că vorbim de buget. Da. Și ei n-au buget. Dar era tare. Totuși mi-ar fi plăcut să văd în banii care i-au cheltuit ei, că legea totuși le-a permis ceva să... A 12-a parte, nu? Sau cât? Dar parcă au adus, nu? Nu, legea... Avem aici un raport... ...să cheltuiască banii exact cum era anul anterior bugetul construit. Da. Așa prevede legea. Domnilor consilieri, dacă îmi permiteți la punctul ăsta. Vreau să vă spun așa, noi trebuie să ne luăm un angajament cu Consiliul de Administrație care va veni în felul următor. O neînțelegere a bugetului. Deci noi avem o datorie de la o ședință la alta, să știți, chiar dacă necesită N de întâlniri, de la o ședință la alta, în așa fel încât pentru ședința următoare trebuie stabilite lucrurile astea. Deci, asta vorbesc despre o colaborare potențial bună care ar trebui să aibă Consiliul de Administrație cu Consiliul Local. Și Consiliul Local, la un moment dat, dacă are o nemulțumire, în perioadă scurtă, adică de cel puțin de la o lună la alta, asta trebuie rezolvată. Nu de la o ședință la alta. Pe ședință de la dar bugetul trebuie adus până în sfârșitul februarie, că dacă e ceva de corectat, să se poată corecteze până la sfârșitul martie. Și corect. De anul am primit bugetul ori la sfârșitul martie, ori la aprilie. Nu știu de ce nu se face bugetul ianuarie. Mie mi-ar fi plăcut. Mi-ar fi plăcut să văd... Să sperăm că o să fie altfel. Dacă vine conducerea nouă, să sperăm că o să fie altfel. Corect. Dar eu propun acum, pentru toți consilierii, că suntem aproape toți aici, și să chemăm și șeful de ocol la o întâlnire, și Consiliul nou de administrație, aici, în sala de ședință, aici la Consiliul Local, și să stăm de vorbă și să ne explice, să dăm o direcție în care ar trebui să meargă. Și să încercăm. După 3 luni de zile, dacă nu se respectă ce decidem aici, noi toți, Ce decide legea, domnule? Păi da! Noi nu putem altceva decide, păi da, ce scrie legea. Păi da, dacă nu respectă în 3 luni de zile, atunci desfință. Păi și dacă n-a respectat-o până acum... Eu iar mă întorc la trecut. Indiferent, domnule, o persoană care n-a respectat legea, nu o să o respecte niciodată. Haideți să reabilitează, mai rar. Îi dau dreptate, domnule Ortean, pentru că haideți să vedem, să vedem format Consiliul de Administrație, că noi încă nu l-am propus, a trecut încă, mai este de făcut un pas. Haideți să-l vedem în funcție și pe urmă să discutăm lucrurile.
E vorba de 300.000 de lei, într-adevăr, care sunt în așteptare, sunt în așteptare. Părerea mea că ar fi putut în loc de 300 să fie și 900.000, părerea mea, bani pe care să-i verse Ocolul Silvic în favoarea bugetul Consiliului Local. Și avem și închiderea. Au 300.000 de lei, părerea mea ar trebui să ne folosim de banii ăia, să-i băgăm pentru nevoile care le avem noi, să astupăm găurile la Consiliul Local. Dacă în timp nou Consiliul de Administrație nu îți va face datoria așa cum trebuie, atunci cred că se impune. O să răspundă și ei pentru paguba care se produce și e cea mai bună soluție. Păi da. Să plătească și ei. Acum dacă mai are cineva... Dacă mai are cineva de adăugat... Se poate include acolo în... Așa cum... Vino-ți, domnul Ursa. Păi cum să includem clauza să plătească o pagubă de 14 miliarde un consiliu de administrație care se va constitui cu 1 ianuarie, să zicem? De acum. Nu poți, domnul Suciu, trebuie să legea. Haide să fim în litera legii și să nu fim... Nu poți să faci lucrul care legea nu prevede. Nu-i sperie. Nu poți să speri, dar nici nu poți să faci așa ceva. Consiliul de administrare are alt rol care prevede legea. Sigur. Oricum ar trebui să își dea seama domnul șef de ocol că el dacă vine și vrea să arunce mâța moartă la noi, în ograda noastră aici la Consiliul Local, virgulă, că noi nu suntem binevoitori să le aprobăm banii, să-i cheltuie ei, ca să poată ei face investiții și nu știu ce mai vor ei să facă. El trebuie să știe că el trebuie să respecte legea, să facă transparență totală. Deci el, asta este obligația lui primordială, să se raporteze la ordonanța întreprinderilor corporatiste și să respecte, să țină cont cu sfințenie de treabă. Cade rău pentru că până acum nu a fost așa. Consiliurile vechi care au fost, pe noi ne ia de proști că băi, voi nu ne aprobați, nu vă amenințăm că nu vă putem da banii 300.000. Cât de eficiențe am fost noi, am făcut 300.000 de lei. Puteai să faci poate 1.200.000 de lei, poate puteai să faci. Din 30 de miliarde, nu? 30 de miliarde. Putea să facă cel puțin putea să facă. Da, sigur. Vine el cu 300.000 de lei și e bătaie de joc. E foarte mare. Acum avem așteptări mari la Consiliul ăsta de administrație care vine să vedem dacă... Asta este pentru anul trecut, nu? Anul trecut asta este... completat fondul de regenerare, deci... Acum este bugetul pentru anul în curs. Deci noi acum suntem în ianuarie sau februarie. Acum, dar de fapt suntem în noiembrie. Nu că ne-aș avertizat. Asta am sesizat și eu. Adică va fi constantă de să sesizeze instituția prefectului, instanța de judecată și organele de consecință prejudiciară. Atunci ce avem noi? Dacă ești proprietar, trebuie să aprobi orice, dacă nu te dă în instanță. Cum ne gândim, domnule? Nu Consiliul de Administrație, ce optică are și cum se va raporta vis-a-vis de asta? De unde au luat legea asta, domnule, că supui proprietariul că dacă nu mi-a aprobat bugetul, te bag în pușcărie? Nici la Haga nu poate să mă oblige eu ca ales local sau oricare de aici să votez da sau nu. Nu există în țara asta instanță care poate să zică că ești obligat să votezi da. În lume. În lume, adică nu în țara asta, în lume nu există așa ceva. Cum să nu mă obligi tu ca să votezi eu ceva care văd eu că nu e bun?
Și dacă e bun, dacă nu vreau să votez, nu votez. Care e problema? Aici e o problemă. Păi da, dar un răspuns, domnul Toții, dar nu poate să oblige instanța pe tine ca să o votezi da sau nu. Nu, nu, există trei posibilități. Nu cunoști de abții sau ai ceva, deci nu e sigur de tine. Într-o problemă. Da. Bine, spuneți. O să supun cu îngăduința. Da, mai spun și eu. Anul acesta Ocolul a virat grosul primăriei? Poate. Deci calculul impozitului pe profit se face trimestrial. Vărsămintele din profitul net se pot face trimestrial. Atâta timp cât celelalte cheltuieli au fost făcute fără să ai buget, puteai să virești și vărsăminte fără să ai buget. În 2018 putea fi aceeași situație, se putea în cursul anului, nu ca să aprobăm execuția. Mai mult, în bugetul pe 2019 e prinsă ca indemnizație membrilor Consiliului de Administrație suma de 74.000. În cele 4 luni de mandat de numire provizorie, indemnizațiile au fost majorate. Se mai încadrează în acel buget? Au fost plătite? S-a depășit bugetul, bineînțeles. Și noi spunem că facem cheltuieli în proporție 1 pe 12 din bugetul anului trecut. Dar dacă mărim indemnizațiile, nu mai putem respecta bugetul. Dar cu aprobarea cui s-a mărit indemnizația? A reprezentantului legal al autorității tutelare. A domnului primar. Nu Consiliul Local trebuie să aprobe. Prin contractul de mandat, domnul primar este împuternicit să reprezinte autoritatea tutelară și încheie contractul. Și am modificat indemnizațiile. Dar n-am fost remunerați 4 ani de zile conform legii. Deci noi am primit câte 300 de lei pe lună. Deci, la prelungirea contractelor de mandat, s-a făcut calculul corect pentru indemnizația pe ordonanța 109. Așa da, că, dar asta vreau să întreb. Se încadrează în buget? Probabil că se încadrează, că depășiri nu au făcut. Nu știu că anul trecut a fost 74 de euro. Bugetul și cheltuit anul trecut o 74. Cât era indemnizația de membri? Nu știu. 300 de lei era înainte. Iar acum e 1700. Dar nu are un pădure atâta salariu. Cum s-a întâmplat? Era în funcție de salariu comunicată de către Ocol la Ministerul de Finanțe. Eu zic că va trebui făcut o analiză aici și cu Consiliul de Administrație și cu angajații. Deci vom avea și noi de lucru și Consiliul de Administrație. Și sunt și probleme. Păi execuția bugetară se va discuta, cred. Sunt și probleme în interior care să știți și acolo e probleme. Cred că se va discuta execuția bugetară. Domnul președinte. Eu acum, dacă mai are cineva ceva de adăugat, o să rog să adaug eu și dacă nu, supunem la... Are salariul de 10 milioane. Văd că nu mai are nimeni nimic de adăugat. Da, dar Consiliul de Administrație conduce. Conduce și verifică. Nu? Da. Asta înseamnă. Conduce și verifică. Controlează. Și dă puțin socoteală. Guvernanța corporativă, asta înseamnă. Păi toți răspund la fel. Da. Nu deodată, ci... Nu, pe rând. Supun la vot bugetul Ocolului Silvic pentru anul 2019. Cât are? Cine este? Una, două, trei, patru, cinci, șase... 7, 8, abțineri? Eu mă abțin până când nu există o transparență totală a banilor, păi. Eu nu votez. S-a votat cu 8. A fost aprobată cu 8 voturi pentru. Vedem la omul cine a... Domnilor, o secundă, că să revin. S-a spus că consiliile vechi mereu aprobau bugetul care convenea. De 3 ani n-am aprobat bugetul pentru că n-am văzut devizele niciodată întocmite corespunzător. Deci să fim cu picioarele pe pământ. Atât am văzut. Mulțumesc. Ce
Trecem la următoarea. Trecem la următoarea, la punctul 6. Da. Trebuie să ajung la bugetul. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohia ortodoxă din Ghimeș-Făget, inițiator primarul comunei Ghimeș-Făget. Vreau să vă spun aici, e suma de 50.000 de lei, care a fost aprobată în bugetul local, dar ne-a făcut cereș cu situații de lucrări în spate și acum dăm hotărâre pentru a le da suma respectivă. 50 la parohie, 50 la... și la biserică ortodoxă și catolică. Am două. Și următorul punct este... Da. Cam prins în bugetul 100. Te rog frumos. Și dacă... Supune la vot punctul 6 și 7, domnul. Deci, supun la vot, dacă sunteți de acord, ambele... Și pentru Biserica Catolică aceeași sumă și pentru Biserica Ortodoxă. Și toată lumea este pentru, da? Și dacă vă rog frumos, bugetul, modificarea bugetului care am este la urmă, nu vreți să o luăm tot aici? Ca să mă duc să termin și eu treburile. Dacă sunteți de acord. Domnul președinte, să vă plecat pe aici. De ce trebuie să plecați? Nu, eu trebuie să plec. Asta e modificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Da, aici este vorba de, dacă sunteți de acord, e ultim. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ghimeș-Făget pe anul 2019. Deci, ne-am gândit să luăm cadouri de Crăciun pentru copii. Sunt 827 în urma situațiilor cerute de către școli. Și pachetul... De către noi. Păi de către noi. Cum am zis? De la școală. Și pachetul l-am văzut, este în jur de 20 de lei, dar este foarte consistent. Și am zis că să acordăm pentru 827 de elevi și suma totală de cheltuit ar fi 16.540. Și la buget în spate acolo pentru târgul de Crăciun. Ei ne-au făcut tot așa o situație de cheltuieli, un buget, care a zis să alocăm suma de 50.000, dacă iar sunteți de acord pentru târgul de Crăciun, care se va desfășura între 21 și 22 decembrie. Aici, la târgul de Crăciun, aș avea câteva întrebări. Aș vrea să ajung. Da, corect, știu. Cât este suma cerută pentru, de exemplu, pentru sonorizare? Păi, pentru sonorizare, de acum se ne aducă tot și depinde. Dar nu este o cerere, trebuie să fie... 40.000, sonorizări, filmare și tot. Da. Că eu vreau să ajung... Da, 8.300. 1330. Bine, mulțumesc. Eu vreau să propun și îl ajut să scoateți din suma respectivă, din suma acordată către domnul Sinopas sau cine reprezintă sau cine organizează. Eu vreau să fac o donație cu sonorizarea respectivă pe 2 zile. Da. Adică suma aia nu ar trebui să fie plătită către... către organizație. Adică dumneavoastră asigurați sonorizarea. Da, asigur pe 2 zile sonorizarea. Deci economisim 8.330. Și vă rog frumos, dacă sunteți de acord sau cine are posibilitatea, să mai facă o sponsorizare către... Că nu numai pentru el face, poate face pentru comun, pentru toată comuna. Da, indiferent. Eu anul trecut am dat cortul meu la mare pentru comună. Foarte. Poate îl dau și anul ăsta. Da, poate. Și atunci n-o să aibă nevoie de 50.000 să cheltuim din banii publici. Poate o să avem numai de 35.000, dacă... Corect, da. Sau care cum are posibilitatea să ajută organizarea acestui eveniment din comună. Domnule consilier, dacă îmi permiteți un pic la capitolul ăsta să dezvolt un pic. Deci suma asta care a fost cerută ar trebui votată și trecută cu donațiile. Să știți că am fost foarte restrânși, limitați la tot ce înseamnă că acolo au trecut copii care au colindat, care ăsta și nu prea am... Adică nu prea ne-am organizat în felul ăsta ca să strângem o donație și să spunem, domnule, donația asta să fie îndreptată către copiii care vor veni acolo și activitățile care vor avea. Pentru că
Deci sunt am avut un buget care să le acordăm premii, da, cadouri sau... Da, da, mai sunt lucruri care... Nu, li s-o dat și câte o masă caldă, li s-o... Deci sunt unele lucruri care au... Cheltuieli care nu au fost... Da, nu. Aici bugetul și care vreți să... La proiectul ăsta, da, să modificați, aș avea încă o rugăminte. Având în vedere, avem la fotbal, la terenul de fotbal, clădirea aia mare care nu-i încălzită iarna. Noi am făcut un necesar acolo, nu necesar, nu eu, noi, care, da, care asociația respectivă. Și am venit și vin cu o propunere. În fiecare an trebuie să schimbăm cepurile, se strică, da, îngheață tot. Eu vin cu o propunere, am cerut o ofertă, ne costă undeva la 2000, între 2000 și 3000 de lei un cazan pe sistem electronic. Eu, dacă primăria acceptă să cumpără cazanul respectiv, eu îl montez acolo și facem cu temperatură de 8 grade și nu o să înghețe nimic. Și nu o să strice nimic de acum acolo. Dacă sunteți de acord să prindeți în bugetul, dacă tot rectificăm bugetul respectiv, 2-3 mii de lei, nu știu exact cât este, dar între 2 și 3 mii de lei un cazan electric. Și nu ne costă o avere, în fiecare an cred că ne costă țeava și ce se strică, WC-urile și tătă, mai mult de 2000 de lei în fiecare an. Și dăm din buzunar. Acum de ce să nu montăm pe timp de 5 luni de zile să fie o temperatură de 7, 8, 10 grade înăuntru și nu se strică nimic? Dacă sunteți de acord și cu treaba asta. Da, domnul consilier, dacă îmi permiteți aici la capitolul ăsta, să știți că chiar am avut o idee tot așa cu încălzirea pe lumină la garajul de la de aici la Făget pentru mașina de pompieri. Atunci o să analizăm un pic să vedem cum stă problema la centralele astea și ar trebui să luate. Nu sunt scumpe. Dar și vrem să luăm, ar trebui să luăm două centrale pentru că și aici știți să asigurăm tot la fel. Să nu înghețe apa în mașină. Ca să nu înghețe apa în mașină, să o avem. Mai mult de 5-6 grade. Atât trebuie încât... Atât trebuie. Așa. Dar nici nu-i scumpă să mi arge la stins, da, incendiu să dea mai treabă toată de gheață. Credeți că ne putem încadra, doamna contabil, ca să facem achizițiile astea două? Da, eu zic că... O hârtie scrisă, o solicitare. Eu de încadrat, sigur ne încadrăm. Dacă Ocolul ne va da vărsămintele, ca atribuții. Da, exact. Da, de asta vreau să... Avem amenajamentul pastoral care... Eu... adică să ne interesăm exact suma, să o căutăm, să vedem unde găsim acele cazane, acele așa... Mergem la Dedeman și cel mai ieftin. Aduceți o ofertă de preț și atunci... Exact, exact. Și atunci vedem. Avem bani, nu avem... Domnul consilier, permiteți-mi dacă e să analizăm împreună și să discutăm. Da. Domnul președinte, vă rog să dați citire la toate cheltuielile. Deci 8.000 sonorizarea. Pentru ce să mai cheltuiesc banii? Da, nu aveți materialul. Aici, aici. Păi nu, de unde s-a luat domnul Gervi? A depus aici. Costul de organizare, târgul de Crăciun. De la Xilopar. Da. Cine este? Că amenajare locației, indicatoare. Organizatorul târgului. Păi, 714, decorațiuni de Crăciun, 357, decorațiuni de Crăciun, 214, decorațiuni de Crăciun, 921, suport pom de Crăciun, 1041, banner peisaj local, 7 metri 3 metri, 999,60 lei, închiriere standuri lemn, 3 metri ori 2,5 metri plus masă, 6449,80. De la cine închiriem? 60 de milioane să închiriem mesele. 65. 65. Continuați, vă rog. Sorturi producători. Dar noi aici am întrebare pentru mese.
noi, ca Consiliu Local pentru amenajarea pieței, și era discuția aprinsă că deja era cumpărat și ne trebuia voturi, n-avem mese cumpărate din toată... Am înțeles. Nu, dar aici e vorba despre căsuțele de Crăciun. Ce vreau să vă spun? E vorba de căsuțele de Crăciun. Căsuțele. E vorba de târgul de Crăciun și acum degeaba te duci cu tarabe, că trebuie să pui mese pentru producători, știi? Producătorii plătesc ceva? Nu. Păi nu, ăsta probabil e pentru reclama comună, mai mult. Înțeleg, nu m-am întrebat. Pentru zonă, promovarea zonei. Banner expozant 2 metri ori 0,6 metri. Banner expozant, deci fie și expozanții au prevăzut niște bannere. Deci un buget pentru bannere, uite, 486 de lei. Fiecare asociație familială sau ce este? Este acel banner cu târgul de Crăciun organizat de Consiliul Local. Nu, dar este, uite, banner peisaj local, 7 metri ori 3 metri. Și banner expozant. Deci sunt oamenii care vin și expozează dacă acolo. Dacă sunt pe bucăți. Da. Înțelegeți? Că, căsuțe câte sunt? Tot cam atât ar trebui să fie, nu? Da. Închiriere mese lungi. Bucăți 10, 833. Banner stradal. 3 bucăți. 2320. Actualizare banner stradal. Probabil trebuie pusă data și nu știu ce, anul. 952 de campanie, publicitate, eveniment, sport, radio, zoo, emisiune Agro TV. Deci asta vine cam toate însumate, adunat și dumneavoastră, 30 de milioane, 23 de milioane, 49 de milioane, 30 de milioane. Deci asta este publicitate, nu știu cât. Spune 30 de milioane, că se interpretează. 12.000 de lei. Păi da, da, vine 120. În mare. 120 de milioane. Sonorizare. Deci cu tot cu TVA, câteva este calculat separată, este rubrică. E totalul. Eu mă uit la total. Cu tot cu, cu tot cu TVA. Da. Cu tot. Cazare invitații. 15 invitați sunt aici, persoane. Da, 2142 de... un grup care vine din Ungaria. E vorba despre o formație care... Cred că a fost și anul trecut, dar da, nu știu cine e, nu. Și trebuie măcar trebuie cazare. Cazare, da. Materiale publicitare. Flyere, afișe, invitații. Materiale publicitare. 2970 amenajați, sală conferință, încălzire, scaune MS. 1785. Vedeți? Încălzire, scaune? Nu, încălzire, bine, scaune. Păi e probabil buticul de acolo, de lângă piață, e sala de conferințe. Buticul ăla. Probabil acolo trebuie să fie încălzit buticul și acolo... Tot acolo. De acolo se bea un vin fiert. Făcut afară, din producția locală. Nu am acum înțeles. Vin de butuc. Dar oricum a fost activitate reușită, deci nu e. Spectacole, artiști, 5950. Protocole, coșuri, 3570. Coșuri? Coșuri. Da. Probabil coșuri... Protocol. Adică îți vin invitații și le... Oferi ceva. Le... De un coș. Să gust. Așa cred că s-a... Păi da, așa este. Premiile 1 concurs braz, premiile 2 concurs braz, astea, toate premiile astea sunt... Dar nu-i nicio problemă. Premiul 2, cât este premiul 2? 2380 de lei. Da, dar e 1000 de lei. Da-s două. Da. Premiul 2 pe... Îs două. Deci copiii merg și împodobesc brazii și vor câștiga un premiu. Cel mai frumos. Clasele respective sau ce sunt. Eu așa am văzut anul trecut. Au fost premiat. Premiile... Doi. La analiza asta cu premiile am avut 1904. Deci am avut o părere la un moment dat, am zis că copiii care vor participa să aibă un premiu la un moment dat pentru că să fie motivați. Deci pe grup.
și sau pe persoană. Da, și uite că e, există, aici nu-i prevăzut în toată chestia asta, mâncare pentru copii, porții 400, cadouri copii, bucăți 400. Da, pe dacă se face sonorizarea așa, poți lua de aici sau... Da, da. De se va încadra în bugetul total de... Să mai pot 58.000 de lei. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, și domnul vice îi prezent. Incinta asta a pieței, n-am văzut acolo. Grup sanitar aveți? Sau îl purtați iar de la Bolovăniș, unde aveți evenimente? Să știți că grupurile sanitare le-am folosit pe alea de la Căminul Cultural. Dar nu ar fi indicat să facem un contract, să chemăm o firmă care aduce 5 bucăți de... Sunt de acord. Ecologic, da. Ecologic. Sunt de acord, nici nu se pune problema. Haideți să vedeți, să vedeți câte-s costurile. Câte-s costurile? Mult. E-s foarte mare. 10.000 de lei. Da, cam așa 12.000, da. Nu pentru pe 5, bucată. Nu pentru 5. Pe bucată. O să vezi că de 4.000 și de euro de bucată, dacă ți ce pe cum 1.000 și de euro? Nu are cum să fie pe el cost atât omul. Dar mă ascult. Deci WC-ul cost atât. Ascultați-mă un pic ce vă spun eu. Poate este. Dar stați așa, domnule. Am avut voi ați închiriat. Nu se poate cumpăra. Primăria nu poate cumpăra niște pude de astea. Pentru rusami. N-am închiriat, deci hai să avem grupurile sanitare și am făcut jos. N-am închiriat. Deci de ce să vorbim? Dar vă rog, haideți că analizăm, ne interesăm, dacă e, îl prindem, fără nicio problemă. O să vedeți. Eu am zis așa, la cămin. Deci au fost deschise, am avut persoane acolo, am făcut un pic de căldură, este apă, au fost condiții. E vorba de 100 de metri. Să știți că nicăieri nu e mijlocul. Nu, dacă e urgent, 100 de metri e mult. E târziu. Permiteți-mi să spun că anul trecut a pus și indicatoare și ne-am descurcat foarte bine. Deci, mă înțelegeți un pic? Deci, anul trecut am avut indicatoare puse și ne-am descurcat foarte bine. Fiind în apropiere, deci s-a folosit începând din fața primăriei parcarea. Deci, fața primăriei. Față la primăria veche și fiind acolo, deja când au mers oamenii au văzut că unde e zona de toalete. Destul de mult. Destul de mult. Deci, mă rog să mă înțelegeți că ne-am interesat și sunt niște costuri foarte mari ca să le aducem. Eu zic că ne putem descurca și avem condiții acolo. E 2350 de lei una pe zi. Unu pe zi? 5.000, da. Două pe zi, pe imunul. Două zile, 5.000 de lei o bucată? Da. Merg 1.000 de euro pe două zile. E cam scump. Și când îl aduci pe ăla, vreau să vă spun că trebuie și autorizație. Da. Se complică. Da. Păi nu, dar noi nu putem cumpăra WC-ul. La unde le amplasez? Deci avem un spațiu târgului. Vă rog să mă înțelegeți. E vorba de 100 de metri. Da, și nici nu este spațiu. Acolo unde pui și vecină? În marginea părăului. Și nici nu ți se umple. Domnul Ortea, hai să luăm în serios lucrurile și v-am spus. Le analizăm și dacă ne permite... Domnul președinte, puteți să spuneți la vot sau... Eu să-mi zic părerea din punctul... Până la eveniment, da. Avea o ședință. Corect. E posibil, dar să știți că ne apropiem și trebuie să ne organizăm. Că degeaba... Dar mai este, mai sunt cât 3 săptămâni. E foarte puțin. Când să te mai întâlnești. Timpul e foarte scurt. 21-22. Timpul e foarte scurt. 20 de zile mai sunt. Din punctul meu de vedere, dacă... E 58 de milioane. E 582 de... Aproape 600 de milioane de vechi. Da. Să știm. Da, dar noi am alocat numai 50. 500. Și din care mai scoatem? Mai scoatem, da, sigur. E foarte bună inițiativa lui domnul Olteanu. Din punctul meu de vedere, primăria, Consiliul Local ar trebui ca să ofere spațiu. Păi da. Așa. Și... organizatorii care vin să-și vândă marfa, să-și expună marfa.
Domnul consilier, permiteți-mi... Ei să participe cu premii, ei să-și promoveze produsele. Domnul consilier, permiteți-mi un pic aici să intervin. Deci să știți că abia putem să ne organizăm să fie produse pe masă. Exact. Haideți un pic să fim corect la capitolul ăsta. Bun, și atunci, în afară de promovarea comunei, pentru cine se organizează? Tocmai pentru cine? Deci pentru toți cei care vor să vină să pună produse pe masă. Toți am zis. Și vreau să vă spun, dacă nu încurajăm pe producătorii din comună, cel puțin la capitolul ăsta, nu o să mai putem să ne mândrim cu nimic, niciun produs de casă și local. Da, domnul Vicer, știți anul trecut câți oameni de rând ar veni cu 2-3 ouă? Sau cu 2-3? Au venit tot niște agenți, tot... Domnul consilier, dar niște oameni care pe o perioadă de un an de zile sunt producători care sunt de pâine, producători de prăjituri, producători din produse din lapte, producători din produse din carne. Deci nu ai cum să vii numai într-o zi cu ceva și mâine nu mai vii cu nimica. Dar este ceva, într-adevăr, inedic. Și vorba și de produse de ale noastre, de aici. Și să știți că... Nu ziceam de cheltuirea banilor comunii, nu ziceam de altceva. Dar banii care se alocă pe acolo pentru un podobit, bradul, pentru ăsta, zeci de milioane, sute de milioane. Dar cum adică să fie bani așa care... Cresc sute de milioane. Deci, la asta mă referi. Au fost făcute premii pentru copii. Mi s-au dat câte o porție de mâncare. Domnul Bursan, dumneavoastră, acum, cine vine să... Dacă nu pui nimic, cine vine să contribuie cu ceva? Pune, domnul Vicer. Dar spuneți-mi, una, de exemplu, noi nu am făcut, de exemplu, zile Ghimeșului. Am zis că să fim pentru târgul ăsta care e vorba și de o sărbătoare. Un leu, atâta timp cât sunt ulițe unde nu intră măcar mașina de la gunoi, să ridice gunoiul, nu se amenajează ulițele alea, nici măcar un leu n-aș da de la bugetul primăriei pentru organizarea evenimentelor. Aș repara drumurile prima dată. Dar să știți să nu luăm banii degeaba de la oameni. La asta mă refer. Dar cum? Banii pe cum? Cum să luăm degeaba de la oameni? Păi domnule, nu i-ai dat tomberon și iei banii. La asta mă refer. Cum adică sunt? Păi, dacă nu i s-o dat tomberon la oameni care nu au tomberone, da? A unde duce gunoiul, domnul Vicer? Haideți că nu are rost. Am deviat, eu la asta mă refer, asta e părerea mea, mi-am zis-o. Am înțeles. Dumneavoastră decideți, majoritatea. Decidem, am spus. Majoritatea decide de obicei. Acum, dacă mai are cineva ceva de adăugat vis-a-vis de organizarea privind modificările care au fost făcute. Părerea mea că într-un an odată se face. Zilele comunei nu se fac și să nu fim chiar așa de zbârciți la sfârșitul anului. Hai să măcar să facem în comună atâta. Fără bani nu se poate face nimic. Nu știu dacă e exagerat, nu știu dacă nu e exagerat, dar în părerea mea, haideți să votăm că suntem ultima comună pe valea asta. Nu facem nimic. Aveți dreptate să guste toată lumea din bunătățile oferite de comună. Măcar atât. Nu? Măcar atât să avem și noi în comună. Care le avem... Și să știe că aici găsește... Dar stabiliți aici, pentru că sunt oameni mulți care nu știe. Spuneți-le în fața camerei, să vină cu produse, cum să desfășoară. Era, dacă o să fim de acord, dacă nu să fim de acord, atunci va trebui să vedem o alt fel de organizare și dacă o să mai putem face. Deci eu v-am spus, de pe acum și n-am discutat acolo, o să fie reclame, o să fie înștiințați oamenii. Decizia dumneavoastră... Da, eu vreau să supun la vot dacă sunteți de acord cu acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Suntem pentru, de acord, dar... Cine este împotrivă? Eu mă abțin. În formula actuală. Dacă modificați prețurile pentru atâtea zorzoane de milioane, sunt de acord și eu, da? Altfel mă abțin, nu sunt de acord. Trebuie discutat din timp. Trebuie făcut și noi am prins suma asta. Nu este necesar să o cheltui până la ultimul leu. Dacă nu un consilier local a ajutat, a scăzut bugetul
cu 8.000 și ceva de lei, deci e foarte mult. Următoarea ședință când o să fie? Înainte de eveniment? Cu siguranță. Da. Cu siguranță, pentru că o să, evenimentul este chiar înainte de Crăciun. Crăciunul pic miercuri, adică în ajun de Crăciun nu o să facem aici ședința de consiliu. Vreau să vă spun că deci deja timpul e scurt. De imediat trece. Mai știu eu, să mai schimbă și vremea. Nu știu că dispărut de... Eu vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoare materiale familiei domnului Borca Laslo, a cărei gospodărie a fost afectată de incendiu. Inițiator primarul Comunei Chimeș Făget, avizează Comisia Română și Comisia Cultură. Că sunt discuții? Care este suma cu care vrem să ajungem? Sau material sau ce despre ce? Ocolul nu poate da bani pentru că nu are buget. Da, Ocolul ajută sau Comuna Chimeș Făget? Este vorba de acordarea material lemnos cu titlu gratuit în cantitate de maxim 50 de metri cubi de lemn, lucru, lemn de lucru. Mulțumesc. Domnul președinte, puteți să supuneți. Da, cine este pentru? Abțineți? Împotrivă? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău, membre ADIS, inițiator primarul Comunei Chimeș Făget, avizează Comisia 1 și 3. Asta este. Punctul 9. Punctul 9. Aici despre ce este vorba, mai exact? Se aprobă regulamentul, se aprobă indicatorii de performanță cu penalități pentru activitatea de colectare și transport, respectiv operarea instalației deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând anexa 1 la regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău. Membrii ADIS conform anexei numărul 2, care adică face toți membrii trebuie să accepte... Și se aprobă și cuantumul contravențiilor și sancțiunilor pentru activitatea de colectare și transport, respectiv operarea instalații deșeuri municipale în județul Bacău, reprezentând anexa 2 la regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Unităților Administrative Teritoriale din județul Bacău. Anexele să vedem. Da. Asta este un regulament privind colectarea selectivă. Care nu se face. Care nu mai care va trebui numai implementat. Pe hârtii de o dată și nu sunt interese să colectăm selectiv, că ar scădea prețul la ton. Bun, la ton, nu? Nu este niciun interes ar să facem selectiv ar cu compensa. Ar compensa valoarea sumei. Asta e problema principală. Deci, acest regulament la asta se referă la colectarea selectivă și ne-au pus în față un regulament de 40 de pagini. Dacă nu aprobăm, cu inițiale foarte mici ca să nu poți să citești, nu? Să te plictisești, nu mai citești. Da. Vreau să vă spun. Colectarea selectivă, să știți că în următorii ani va fi ușor, ușor obligatorie. Și apoi contravențiile, dacă sunt prinse persoane, că nu colectează selectiv. Deci oamenii să înțeleagă că este... Dacă sunteți, de acord, dacă sunteți de acord cu o părere personală și care am mai analizat-o un pic, am putea începe colectarea selectivă la tot ceea ce înseamnă magazinele de pe raza comunei. Dacă le impunem ca să ne dea tot ceea ce au la magazine, sticla separat, plasticul separat, și cu ambalajele de carton hârtie separat, atunci am putea să facem
încet, încet să ajungem să, să dăm niște cantități de selectiv ca să putem să ne echilibrăm un pic la costuri. Pentru că costurile sunt foarte mari din cauza că gunoiul nu se, nu se poate da momentan selectiv. Dar nici nu se ia selectiv. Se ia, dar nu, se ia dacă aduci la, dacă sunt începe ajunge. Sunt tomberoane cu trei culori. Sunt tomberoane puse pentru selectiv. Dar deocamdată avem o problemă. Toată lumea aruncă gunoiul la grămadă. Și aici e foarte mult de lucru și la capitolul ăsta. Fiți atent aici, domnul primar. Acum, chiar dacă am deschis subiectul ăsta cu gunoiul și subiect sensibil, așa, pe... Nu l-ați făcut, domnul primar, înainte de vreme. A, domnul vice, vă ascultat, domnul vice primar, dar nu putea, poate o să fie primar, care problema? Ascultă, eu fac domnul, vă rog frumos. Nu, nu, fiți atent aici. Noi de anul ăsta tot discutăm în fiecare, aproape fiecare doua ședință, că gunoi e problemă, tot primim răspunsul, tot avem circuri de la Budaca, de la Buha, de la... Aldrămaș, de la peste tot, de unde nu se, da, dar de unde nu se ridică. Fiți atent aici. Acum vine Adisul respectiv la noi și ne cere iarăși votul. Că trebuie să aprobăm că așa e pus, că trebuie, că trebuie să demareze lucrurile și... Ei, timp de un an de zile, au fost vreodată aici în Consiliul Local să ne explice de ce nu se ia gunoiul de pe Aldămaș, pe Tricheni, de unde și mama dracului, de unde mai este? A fost cineva la de la Bacău aici să ne explice, domnilor, dacă deschideți drumul cu tare, merge. A fost cineva aici? Dar nu Adisul trebuie să vină. Romprestul? Dar stă numai un pic, aceeași oală, aceeași oală, aceeași, aceeași mafie, cum ar zice, pot să zic concret. Adisul, înțelegeți? Adisul ne-a spus, trebuie să... Trebuie să dăm la 90 de lei. Adisul așa a zis, noi trebuie să votăm. Dar Adisul nu trebuie să vină aici. Nu ar trebui să vină aici. Cineva. Cineva. De exemplu, la Aldămaș, de ce nu poate să urce mașina? La Buho, de ce nu poate? Bine, înțeleg, la Budaca nu poate, dar acolo să rezolvăm noi atunci. Sau de Petrichen, sau de alte ulițe unde. Aceeași preț plătesc oamenii aia cât plătesc eu la drumul principal, domnilor. Și am avut promisiunea la început de an că o să ne punem la masă și o să discutăm și o să cadem de acord. A trecut un an de zile. Am ajuns la un acord. Au venit, domnul, au fost invitați. Acum, în vedere ce ne trimit ei, Adisul ăsta, au ei un set, un regulament, da? Un regulament prin care sunt prevăzute niște sancțiuni între 10.000 și 50 de lei asupra operatorului, operatorul fiind Romprest. Da? Deci refuzul operatorului de a pune la dispoziție autorității publice locale datele și informațiile solicitate sau furnizarea incorectă și incompletă de date și informații necesare desfășurării activității acestei între 10.000 și 50.000 de lei. Adisul amendează pe operator. 2. Furnizarea, prestarea serviciului de salubrizare în afara parametrilor tehnici cantitativi și sau calitativi adoptați prin contractul de delegare a gestiunii și a prezentului regulament între 10.000 și 50.000. Neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităților de control între 30.000 și 50.000. Practicarea altor tarife decât cele stipulate în contractele de delegare a gestiunii și aprobate de autoritățile administrației publice locale sau de Adis după caz, între 30.000 și 50.000. Prestarea de către operator a uneia dintre activitățile reglementate de prezenta lege fără aprobarea autorităților administrației publice locale prin hotărârea de dare în administrare, respectiv hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii, între 30.000 și 50.000. Să nu mai încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice și comerciale, 10.000. Refuzul operatorului de a pune la dispoziție autorităților de reglementare oricum date și fără solicitate. Refuzul operatorului de a se
supune control și de a permite. Da, dar nu au aplicarea măsurilor stabilite, da. Nu au singur loc am. Stânga dă în dreapta și dreapta în stânga. Dar nu au avut aici o măsură a ADIS-ului de la cine nu se colectează, dăm amendă de 50.000 că nu face prestări cum ar veni. Nu au aici niciun fel. Cum vine așa? Stabilim niște... Da, are aici asistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a relua activitatea după achitarea la zi a debitelor restante. Păi da, tot noi luăm. Asta e problema. Corect, tot noi plătim. Noi aprobăm menul. Da, dar exact, cu ADIS-ul și cu romprestul știți cum e. Dreapta stă, dă în stânga și stânga în dreapta, așa. Dar toți sunt în același oală. Dar să știți că m-am mai comentat un pic pe țară, să știți că tot la fel sunt probleme cu orice operator. Dar asta e problema în țara asta, că tot la fel se întâmplă peste tot. Asta e problema asta în țară, că tot la fel peste tot și mafie de la grădiniță până la președinte la tăți. Asta e problema. Că tot la fel se întâmplă și tot trebuie să votăm. Eu punctul ăsta nu o să votez. La grădiniță prima poezie trebuie amânată pentru ședința următoare, să vină un reprezentant frumos de acolo și să stăm de vorbă. Să ne explice. Să ne explice care e situația, așa nu se poate. Dar soluții căutăm de un an de zile tot și nu găsim. Ei nu pot să găsească soluții. Nu, eu vă zic cu ce o să zic. Dincă a găsit soluție cu drona, dar ei nu găsesc soluție. Fiți atent aici, eu vă zic ce soluție o să ne zic. Eu știu răspunsul lor de la ADIS. O să vină aici un reprezentant și o să scrie, și o să zică, în contractul care are 100 de pagini, la pagina 89, Consiliul Local are obligația să, punct 1, să meargă, să deschidă drum, să ia înăuntru gard, să de nu știu cât ce lățime să aibă drum, și asta e. El și-a spus că noi am semnat acum câțiva ani contractul ăla. Noi nu avem nimic de zis la ei. Că noi eram de acord, o parte dintre noi. Așa, că erau multe și nu le-am putut. Da, înțelegeți? Și acum o să zică că articolul care prevede, da, mă urc eu pe budacă dacă faceți drum de acces. Da. Noi nu am fost în stare în 2 ani de zile să luăm cepurile, nu să facem drum, să ghemim cepurile care intră în drum peste tot. Și atunci unde e problema? Unde e problema? Aici, nu? Executivul are ceva de zis. Dar trebuie totuși invitat să audem ce o să zică ei. Executivul și el se raportează. Oricum pe Adămaș, 100% că se poate urca. M-am uitat la mașina aceea. Și pe buhă. Și înălțimea îi permite și pe buhă. Pe buhă. Așa că... Dar poate să-și ia mașina mai mică, dar cine e? Eu să-i cumpăr mașină. Dăm la 4-5 miliarde sau 6 miliarde. Cât ne costă? Cam acolo ne costă. Domnilor, dăm un ban. Dacă el s-a angajat să ia gunoaia, să-și ia dronă dacă trebuie, sau orice vrea el să-și ia. De la ori. Păi da, ori de unde? În chirie. De unde poate eu la bucurie să spun de unde. Puțin. Cea mai bună soluție să amânăm. Dacă vreți, o amânăm. Și dacă amânăm, ce am rezolvat? Păi să vedem ce un reprezentant să mai discutăm de vorbă. Mai discutăm. Noi avem probleme cu cetățenii comune. Și atunci dacă vine un reprezentant, o să aprobăm? Nu, dacă ia, dacă ia de pe Adămaș, de la Buhău, rezolvă de exemplu unde a zis și domnul Geru, dacă rezolvă treaba aia, atunci aprobăm, fără da și poate. Da, și eu să zic că rezolvă și aprobăm și nu rezolvă. Da, ce ziceți de asta? Și a reprezentat că să vină luni. Și a reprezentat că se poate urca. Dacă e propunerea, atunci o să mai trebuiască să votăm și bugetul, din care ar trebui să plătim. Și dacă nu votăm bugetul, nu mai plătim către Europa. Asta e. Singurul lucru vă zic, aici trebuie să ne gândim bine. Nu aprobăm, amânăm, bine, discutăm. Dar să facă, ca într-o lună să nu ia gunoaiele de pe comună, să vedem ce facem. Aici să dați mie un răspuns. Aici un răspuns și atunci... Atunci sunt de acord. Dați un răspuns dacă nu vine într-o lună și nu ia gunoaiele. Deci situație de urgență, nu mai o să fie monitorizată. Domnilor, eu v-am înțeles.
înțeles. Eu v-am înțeles. Rezolvare. Eu am zis rezolvare. Care? Am zis rezolvare. Să urce mașina aia unde poate să urce. Da. Rezolvarea asta e. Eu nu am cerut altceva, dar ei când cer să fie 120 de lei gunoiul pe un an, atunci noi trebuie să aprobăm, nu? E corect. Dar oare noi rezolvăm treaba asta să avem drumuri unde poate să... Atunci să răspundă cine nu rezolvă. Adică că eu mă duc, comuna ar trebui să rezolve ca să avem drumuri accesibile. Hai să vorbim realitate. Că dacă nu avem drumuri accesibile, nu putem forța. Vrem să meargă. Nu avem utilaje să facem drumuri. Dar am pus eu întrebarea asta, poate să răspundă cineva. Păi de ce avem executivul aici? Să uităm, domnul Suciu, puteți să-mi răspundeți la întrebarea asta, dacă nu e acum aia, ce facem noi consilieri? Nu e ușor, pentru cei pe care... Și acum e bine la marginea domnului. Auziți, ca să poată să ia gunoaiele. Noi și dacă aprobăm și dacă nu aprobăm, tot rămânem fără drumuri. Drumuri trebuie să facem atunci. Atât, ce facem? Atunci putem forța. Nu trebuie să punem asfalt. Avem mașini, avem excavatori, avem de toate. Dar eu aș vedea că acel prestator care vine și ar avea tot interesul să ducă gunoi, că el ia la tonă, nu? Deci de ce nu caută el mașini cu care poate să intre? Uitați cum ei sunt amenzii. Neasigurarea asta. Dar ne trebuie o săptămână să ne citim. Mingeți-mi un pic să vă spun o treabă. În afară de serviciile care le oferă ei acum, să știți că ei ce-au stabilit prin drumurile care au fost prinse atunci pe GPS, ei le fac. Am mai avut câteva drumuri și ulițe unde a fost nevoie ca să intervenim, pentru ca să le creăm spațiu și credeți-mă, mi-a trebuit mai mult de o jumătate de an omul să înțeleagă că are acoperișul în uliță, celălalt a venit cu gardul mai afară, deci e muncă de convingere și cu omul. La un moment dat, când a ajuns să facă să mute gardul, a zis că la... Eu supun la vot, eu zic să... Mai bine. Da, înțelegeți? Să scăpăm de citit. Discuție. Supuneți la vot. Cine este... pentru? Abține? Nouă? Eu m-am abținut și anul trecut. Împotrivă? Și anul ăsta mă abțin. Păi dacă domnii de aici nu pot să iau o măsură să facă un drum sau să amenajeze o cale din drag. Două. Pe... n-are sens să... Sau atunci, dacă nu să fie scutiți, domnule, dacă nu îi prestezi un serviciu, scutește de la plata impozitului. Nici asta nu se dorește? Dacă ne-ar permite legea să știți cam facem. Să fie scutit ăsta. Nu știu, eu cel puțin de la mine din curte a zis că nu poate să vină. I-am dat voie să intre în curte, a zis că are o creangă la vecin și nu poate din cauza la creangă. Bun. N-am mai comentat nimic, eu pun la mine în dubă și merg și vărs într-un container mai mare și vin înapoi. M-ați înțeles? Important, deci cine... important e să vină să ducă de aici. E important că aveți unde să-l puneți în comună. Să-l și ducă cineva. Deci în comună aveți unde să-l puneți și nu trebuie să-l puneți nici pe marginea aveți. Fac și eu, că pun în fața porții, vin câinii și prăsfacul. Aia e cazul... Aici ai o cașcă de câini în fața porții. Da, că vin... referitor la asta, la au fost... La centru ne plăcut și la... Au fost propuse o grămadă de măsuri de astea, dar nu s-au luat în considerație. Da, impozitele, taxele locale. Dacă vreți, luăm taxele. Dacă vreți, luăm taxele. Dacă vreți, luăm taxele. Bajiște de-a căzut. Păi dacă a căzut de-aia bajiște, nu și-am păcat asta cu listele. Domnilor consilier, avem... avem proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Dacă vreți să... să măresc, să ușorească. Aici la impozitele și taxele de anul 2020. Am fost și m-am interesat o leagă și am stat pe gâtul doamnelor aici, la doamna secretară, doamna Gabi.
vreo două zile, cred pe că. Am stat pe capul lor cum ar veni și am discutat despre impozitele. Cred că o să rămână o mare parte așa cum au fost și anul trecut. 99%. Aici am avut o inițiativă pe care am corectat-o. Am avut inițiativa, de exemplu, la salubritate. Cine, de exemplu, este familie. Familie se înțelege, soț, soții și copii. Cine are familia respectivă, cine depășește 4 persoane, să plătească la nivelul a 4 persoane salubritatea. Că ne-am sucotit și sunt câteva familii, nu mulți, dar sunt destui, care depășesc 4 persoane și totuși la o persoană 80-90 de lei la o persoană și dacă sunt 7-7-8-5 de în familie, totuși e mult. Și am limitat treaba asta la 4 persoane, adică familia care depășește 4 persoane plătesc aceeași sumă și 5, și 6, și 7 cât au plătit 4 persoane. Oricum, nu trebuie să vă faceți probleme, că va crește. Se va noua administrație. Știu. Prevede impozitare pentru imobile mult mai serioase. Știu. Și încă o problemă. Era vorba aici la salubritate, de exemplu, la firme. Era prevăzut după angajați. De exemplu, o firmă dacă are 50 de angajați, să plătească 90 de lei după fiecare angajat pe an. Salubritate. Ăsta ar veni 5 ori 9, 45 de 4.500 de lei pe an numai salubritate. De atunci persoana angajată nu mai plătește acasă? Nu, plătește și acasă. Nu, face și mizerie și acolo și la locul de muncă, da? Nu, la locul de muncă. Și aici ne-am convenit ca să rămână și ne-am aliniat cumva la un nivel de 300 de lei, parcă, nu? Pe an, pentru firme, indiferent de angajați. Și dacă are 1, și dacă are 5, și dacă are 7. Deci a crescut? A crescut, că anul trecut a fost 150 de lei. 180. Și anul ăsta o să fie 300. Anul viitor. Încă o modificare cu care am discutat la autorizații de funcționare. Acolo doamna Goabi poate să zică mai clar ce s-a modificat în ceea ce privește anul ăsta și anul viitor. Anul ăsta, la cei care au cauzit de activitate lemn, gatere și restaurantele, a fost taxa de 200 de lei, la anul am pus-o 300. Atât. Și la magazine la 150. Rămâne la fel. Magazinul separat pe angros sau în detaliu. Avem un aș avea aici o completare, vă rog frumos, dacă vreți să mă ascultați. Eu aș spune că de la magazine să le propunem să facă selectarea deșeurilor, să o facă selectiv și să rămânem la prețul autorizației la nivelul ăsta care este acum. Cei care nu vor să facă partea asta de... La oricum rămâne la fel. Am înțeles. Ascultați-mă ce vreau să spun. Cei care nu vor ca să ne leagă noaiele selectiv, ăia dacă nu vor să declare și să fie o altă taxă la autorizație. Nu, dar știți care este chestia? Magazinul vinde. După ce a ieșit de pe ușa magazinului, el nu mai are certitudinea că ambalajul se întoarce înapoi în parcarea acelui magazin. Permiteți-mi un pic să vă spun despre ce e vorba. De unde va face colectarea selectivă? Deci lunea, nu, lunea după ce se ridică. E prea puțin. Domnul președinte, lunea, după ce pleacă mașina, primii care îmi pun în tomberoanele mari, îmi pun gunoaie, sunt magazinele. Deci, deja miercuri dimineața, altceva nu vezi. Ambalaje. Domnul viceprimar, aici aveți foarte mare dreptate, dar vă zic ceva. Atunci, haideți să facem altfel. Să luăm la rând câte firme avem aici în comună și să dăm tomberoane selective. Corect.
La toți. Corect. Și care nu-și respectă, dublăm sau triplăm. Pe asta era și ideea. Să înțelegeți. Că eu fiecare luni dimineață, eu nu mă duc la tomberoanele publice, eu fiecare luni dimineață strâng gunoiul într-un sac, la celălalt sac celălalt, păi nu, și cartoanele duc înăuntru și îl ard. Deci n-am unde să ard. Dacă îmi permite. Vice le-a zis bine ceva, deci el voia să taie ceva. A, voia să taie din... Dar voia să taie din... Păi dacă pune selectiv, nu mai dăm atâta. Dacă să pune bine. Selectiv, să se rămână bine. La niște prețuri... Dar trebuie prima dată tomberon pentru așa ceva. Bun, acum... Le bagă. Nu le-ai apresat. Vreau să mă ascultați acum la capitolul. Sunteți de acord. Sunteți de acord din partea Consiliului Local. Să-l ia selectiv. Să facem achiziție de... containere și să le dăm pe selectiv, pentru că asta va trebui să o facem noi. Prima dată trebuie să ne interesăm dacă ei duc selectiv. Vreau să vă selectiv, că am văzut mașină care vine să ia... Deci iau zile în care vin după selectiv și e zero. Deci pentru că avem niște containere, 12 containere. Am văzut 12 care... puncte unde sunt containere pentru sticlă, pentru hârtie. I-am e vorba pe de sticlă, hârtie. E vorba de plastic și e vorba de hârtie. Hârtie pe asta trebuie. Deci astea trei. Dacă dumneavoastră spuneți că suntem de acord, am putea face primul pas spre selectiv, că să știți, deci în următorii ani, deci ușor se va merge pe selectiv și la poartă. Și la școli ar trebui să se pune. Da. Și la școli, pentru că ei dau foarte multă hârtie. Hârtie, da. Și dacă sunteți de acord ca să facem, deci facem un proiect de hotărâre, punem pentru să luăm ăsta containere selective și să le dăm la fiecare societate. Dacă nu, să le spunem la fiecare societate să cumpere ei. Deci cum spuneți dumneavoastră? Domnul președinte, să o puneți așa într-un o idee, în principiu. Păi, pentru, dacă să facem un proiect de hotărâre pentru achiziționarea pentru selectiv, că suntem, într-un fel sau altul, e o problemă deja pe comun. Păi, până la urmă tot trebuie rezolvat așa. E mai bine să luăm de la început. Și nu ne aduc ei pe multitomberoane? Nu. Deci ei ce ne-au adus pe selectiv numai din alea mari, care le-au pus în vreo 12 puncte, dacă nu mai mult. Numai că alea de acolo, dacă nu ai om lângă ele, nu se respectă. Nu ai voie să le muți. Nu, alea, dar alea se închide. Alea spuse pe puncte, nu ai voie să le muți. Deci alea care sunt pe asta puncte, alea rămân acolo. Deci noi, v-am spus, ar trebui să venim cu o măsură către societăți. Ai fi și în beneficiul lor că le dăm tomberonul, ei deja știu că noi sticlă o punem aici, plasticul aici, cartonul. Dar nu pot să păzesc eu ăla dacă... Dar puneți și scoate numai când... Nu, pentru magazine, pentru magazine. Are mai mici. Păi domnule, unde îl țin? Că tot afară trebuie să-l țin, doar n-am cum să-l bag. În curte, domnule. Unde să-l bagi în curte? O să fie anunțate zile când o să se colecteze sticla. Selectiv, da. Nu o să vină fiecare zi. Nu, fiecare zi o să vină doar pe lună. O să vină o dată pe lună. Yes, să adună. Sticla. Să adună foarte multă sticlă. Barurile se adună. La magazine și colo-colo sunt sticle care nu sunt. Barurile ce fac? Nu aruncă sticle. Nu știu, dar să aibă prevăzut cumva să nu știu. Nu pot să. Haideți că dacă sunteți de acord, analizăm aspectele astea și le analizăm tot împreună. În principiu se poate supune la vot. Cine este de acord în principiu să începem, să demarăm procedura la de selectare. De selectare la magazine. De selectarea de adeșeuri. Și pentru școli, de ce? Cine este de acord? Împotrivă? Abținere? Da. Asta este... Suplimentar. O chestiune suplimentară. Așa, cu impozitele, atunci cum rămâne? N-am votat. Ne întoarcem la impozit. Întoarcem înapoi la impozit. S-a făcut specificația domnul Olteanu cu declarațiile până pe 30 martie, în care fiecare... 31 ianuarie, nu? Am scris 31 ianuarie în proiectul de hotărâre. Am spus, e prea scurtă perioada în care să vină toată lumea la primărie. În momentele când vin și își plătesc impozitele, unde să fac, avem o declarație tip pentru persoane juridice, pentru persoane fizice,
cu numărul de persoane care locuiesc efectiv pe raza comunii. Iar pentru cei care nu locuiesc pe raza comunii, să aducă acte doveditoare. Și atunci o să putem să ne facem și noi o bază de date exactă ce populație locuiește efectiv pe raza comunei, ca să putem să avem să o comunicăm, dar și la și celor de la ADIS. Da, să nu ni se mai spună că suntem de fapt 5800 și de fapt suntem 3000. Asta nu e asta ideea. De fapt, nu. Da. Deci să avem o situație reală. Da, dar pentru cei care periodic, de exemplu, copiii la școală, care copiii la școală aduc adeverințe. Am solicitat de la toți părinții care spuneau că au copii la școală să-mi aducă adeverință că stau la internat. Mă refer la Moinești, la Comănești sau Gazdă, unde distanța este mai mare, normal că stă ori în Gazdă, ori la internat. Dar de regulă Moinești, Comănești, Miercurea Ciuc se face navetă. Dar aici noi consilieri și fiecare în sectorul lui sau fiecare bolovaniști, tărăuși, răchitiși, toată lumea se explice ce la oameni când vin să să plătească impozitul, să nu fie leneși să completeze declarația aia. Că e foarte important pentru comună, adică e foarte important pentru toată lumea. Și pentru ei. Ca să completeze câte persoane avem acasă, câte persoane sunt școlari, plecate și așa mai departe. Că noi atunci o să avem la anul o bază de date corectă, clară și putem să discutăm cu firma de salubritate ca să nu ne ia așa, că uitați că așa s-a luat că avem 5100 nu știu câte locuitori. De fapt avem 4600 de locuitori sau 700 de locuitori. Deci noi deja și atunci plătim cu 4-500 de persoane mai mult lunar, anual, decât e real. Și atunci din banii aia putem să scutim niște oameni la care chiar e nevoie de scutire, de exemplu Budaca. Acolo nu are cum să ajungă mașina. Nici dacă trăim de acum acolo urca 50 de ani. Poate urca 2 km și ceva și se poate întoarce acolo. Dar Ciușmea, până la Ciușmea. Nu merge ăsta cu vede de acolo ce pământ ăsta. Iarna. Acum ce se întâmplă? Dacă nu-i pus atunci pe aici. Astea sunt singurele modificări la proiectul din impozite și taxe. Restul rămân la lege. Da, în cazul în care vor apărea modificări legislative conform noului guvern, probabil că vom mai veni cu altă modificare. Deci la noi la primărie deja persoanele care vin și plătesc impozitele și toți cei care și-au adus, au adus să dar. Deci în discuție problema persoanelor care sunt acasă, deja s-au luat măsuri la treaba asta. Deci fiecare, care sunt plecați, care sunt în străinătate, la lucru. Deci deja au adus, deja aduc la adeverință. Dacă dat-o apucat să aducă. Cine este de acord cu proiectul de hotărâre? Împotrivă? Abține? Deci nu sunt abține. Împotrivire? Nu sunt. Deci proiectul a trecut cu 12 voturi pentru. Și acum avem cu lista de partii. Deci proiect de hotărâre privind rectificarea asta a fost, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, proiect de hotărâre privind... Nu este pe aia introdus noi. Deci proiect de hotărâre privind completarea listei partizilor care vor fi recoltate în 2019 și aprobarea destinației modului de valorificare și a prețului de valorificare. Completarea listei partizilor care se vor fi recoltate în anul 2020, precum și aprobarea destinației și prețurilor de valorificare pentru anul 2019 a pomilor de Crăciun. Și câți articole? Așa, propune articolul, se completează lista partizilor rămasele noastre care va fi recoltată de către regia publică locală, Opol Silvi Ghimeș,
în anul 2019, precum și aprobarea destinației, modul de valorificare și prețul masei lemnoase, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Și în spate este anexa. Asta este anexa. Lista partizilor prevăzute în anexă. Dacă sunt discuții la anexa... Domnul președinte, sunt... La anexa numărul 1? Aprobate aceste ABV-uri. Sunt verificate. Aprobate. Ar trebui să vină să ne... Da, cred că sunt ABV-urile acolo. Sunt actele de punere în valoare. Da, uite, aici sunt acte de punere în valoare. Unitatea de producție 2 Târcuță. Sus în dreapta este o viză care e este viză, viză. Acolo Silvica are viză, da, are viză. Da. Volum brut 248 de metri cubi. Da, văd că în total toate sunt accidentale, nu? Da. Accidentale. Deci eu zic că e o prioritate să le urmăm. Să le trecem. Cred că ce-o mai rămas, ce-o mai rămas. Anexa 1 da. Pentru 2019. Da. Dar ce vorbeam? Da, este anexa 1 la adresa numărul 6700. Deci da, gândiți-vă că deja suntem în decembrie, anexa deci... Anexa 1 pentru 2020. Și anexa 2 este pentru 2019. Da. Premium de 26 de metri cubi. Pe anul viitor și anul ăsta 110 metri cubi. Ba da. Da, aici da, ce este anexa numărul la adresa anexa 2. Din 26. Anexa 2 e 110 metri cubi. Pentru anul 2020. A. Domnul consilier, dacă eu vă spun că sunt accidentale și eu zic că e o prioritate să le... Ăsta neapărat. Cred că deja sunt depreciate de mult. Cu cât o amânăm mai mult, poate... Domnilor, consider, la prețul la de vânzare, la produsele rășinoase pe picior, la nevoie locale, cât costă? V-ați întrebat, domnule. Deci la nevoie locale. 12 lei? Fără valoare. Nu din ăsta, în general. Sunt zero. E fără valoare, nu? Nu, prețul de vânzare, în partizele de nevoi locale, cât e prețul de vânzare? Era acolo stabil că ne-a avut o listă acolo. Când am aprobat-o. Ați aprobat prețul. Am aprobat noi prețul. Dar încă o chestiune, diferă prețurile, depinde unde este... Depinde de ce distanță, depinde de mai multe. De obicei, noi am dat pentru oameni pe vârf și pentru patron am dat lângă drum. Și pentru oameni era scump cu 50% decât pentru patron, știți? Noi asta am inversat. Urmăriți un pic, vă rog frumos, APV-ul numărul 77. Dacă îl aveți în față, fiecare, APV-ul numărul 77. Poftiți? E pe Bolovaniș. APV-ul numărul 76. Din 5, 80, 10, vă întreb pe dânsul. E 90 de lei prețul de pornire la licitație, la partidație. Vi se pare normal? Nu știu în ce stadiu e materialul nedus. Auziți, domnul Adela? În ce stadiu? Nu știu dacă nu cu acum 2 ani din, a fost dobărât de vânt. Și că dacă 2 ani o stat nu știu calitatea. Lemnul de lucru dintr-o partidă de produse accidentale diferă la preț ca lemnul de lucru dintr-o partidă de produse principale? Da. Mult. De exemplu, dacă e produse accidentale, din prima pot să zici mă refer la lemnul de lucru. Dar lemnul de lucru acolo e mult mai mult de 60%, 40% e lemn de foc. Dacă vorbim de accident, da. Că se rupe, ei, sau e, ca, deja intrat, e infestat de boli, cine știe. Auzi, nu, dar într-o, din APV-ul ăsta am văzut că, deci, într-o pădure de 117 ani. Asta e vârsta arborelui. La diametrele de, cât e acolo? 36
pădure de malin. Lumul la Arul Mediu? Da. La față, tabelul acolo. Da. Eu aici, da, în fine. Volumul la Arul Mediu, cât are domnul ăsta? Deci la, înălțime, la înălțimile astea, sunt corecte după dumneavoastră, așa. Dar uitați-vă, verificați. Aici. Volumul la Arul Mediu, ia. Iată, volumul la Arul Mediu e 1,44. Înălțimile de 20 sau cât de metri scrie la PV-ul ăsta? 26, văd, 26, 26 de 4, ce deci calculat. 117 ani. 120 de ani. Așa. 117, 120 de ani. Nu știu în ce zona e asta, dar nu știu, nu știu APV-ul cât prevede. Ca APV-urile astea să fie verificate de garda forestieră. Da, neapărat. Adică dacă nu sunt aici semnate sau ștampilate, deci și nu poate să dea autorizație până când nu sunt verificate. Nu, să verific. Adică dacă sunt sau nu, înseamnă că până acum a pus de față, sunt trimise sau urmează să fie trimise. Dar nu are cum să elibereze autorizația. Nu are cum să elibereze autorizația până când nu sunt vizate de inspector pentru... De care aparține? De neam sau de bagă? De Suceava. De Suceava. Nu, nu, asta am întrebat așa. Adică acum s-ar putea că l-au depus și nu sunt vizate, dar urmează sau sunt deja trimise. Nu știu că da, au dreptul să elibereze autorizație de exploatare până când nu sunt vizate. Accidentalele 1. Accidentalele 2 nu trebuie vizate. Deci accidentalele 1. Nu mai accidentalele. Și ce înseamnă accidentare 1? Este imposibil. Dacă vorbim de accidentare, accidentare 1 și 2, ce înseamnă? Vârsta peste 60 de ani, dacă accidentalele 1 intră la cotă. Nu, deci la cotă trebuie să... Se precontează de la produse principale. Succesive, terase, așa, se precontează. De asta trebuie verificate că toate cantitățile astea ce vedem se precontează din produsele principale. Da. Cu atâta principale se poate tăia mai puțin. Sau deloc. Dacă atâta cantitatea mi se pare atât de mare a fost, că nu știu, principalele nu poate să facă. S-ar putea că principalele anul viitor să nu fie loc aprobate. Să nu fie. Nu știu, dacă adunăm noi ce cantitate de produse accidentale au fost, au fost APV-uri și vedem cât e cota anuală, s-ar putea, din ăla se retrage și nu se vor face produse principale, nu se vor marca produse principale. Se precontează din produse principale. De ce, domnilor, de atâția ani nu se stabilește o comisie din partea Consiliului Local sau a proprietarului a primăriei care să merge, când merge domnul de la Suceava să verifice, când merge domnul de la Ocol să verifice, adică... să participe cineva din partea proprietarului cu el la teren. Pentru că se întâmplă, deci, îi verifică foarte bine, nici Doamne ferește, nu-i vorba de asta. Dar am avea și noi liniștea că nu se inventariază și să autorizează 200 de metri și să dai 2000. Dacă nu verifică reprimirea nimeni, nu participă nimeni din partea proprietarului. Trebuie să facem pe hotărâre, să vorbim o comisie, să dăm și tratate reprimirile. Să meargă comisia respectivă. Așa ar fi normal. Asta se vede. Dacă tot ați inițiat să faceți un proiect de hotărâre, și nu cred că cineva este împotriva acestui treburi în Consiliul Local. Proiectul de hotărâre. Domnul președinte, vă rog să spuneți la inițiativa asta. Care? Care au produs-o, domnul, da, o comisie din partea proprietarului care să participe la inventariere. La avizare. Nu, nu, la reprimirea partizelor, controlul de exploatare, recepția lucrărilor. Ce puneți la
seama dacă e de acord. La verificarea marcării. Păi da, vă rugăm să vă propuneți. Păi să urmeze să facem un proiect. Păi da, vă propuneți că eu până viitoare deja vin cu proiectul dacă făcut. Dacă sunteți de acord, în principiu, pentru inițierea unui... Deci eu zic după ședință, stabilească. Unui proiect de hotărâre. Nu după ședință, domnule, în ședință. În ședință stabilească. Și acum vă nominalizați. Da, vin acum. Sunteți de acord, domnilor consilieri, să se facă o comisie din partea aleatorie? Sau dintre cine vrea, oricum ar fi? Dacă nu, să se numească. Să se numească din partea... Să se pe voturi pentru... Acum să vă faceți propuneri. Deci Consiliul Local ar fi interesat să vadă. Da. Dar din comisie... Măcar trei membri. Trei membri. Să vă propuneți. Să fie anunțat când e marcări, să fie anunțat când se verifică, să fie anunțat când se face recepție la descoperiri, la degajări și așa mai departe. Să stabilim și atribuțiile comisiei. Da, bineînțeles. Și cine? Membrii. Mesajul. Domnul Ortean Viorer. Da, într-o oră să te prindă. Acum nu. La eu am treabă. Du-te tu. Dacă vrei, du-te tu. Te rog. Eu am mai fost. Eu în fiecare zi sunt prietenă. Nu vrei ce? Păi numai eu, domnul? Da, Sunt de acord să vină, să fie și Oltean Peter, că așa este corect. Dacă el propune pe alții, de ce să nu se apre? Nu vreau, să fiți atent aici, eu nu vreau să intru în pădure, că nu am nici școală, nu sunt nici organ competent. Sunt consilier și aștept să vină cu documentațiile în fața Consiliului. Și dacă acolo văd că e ceva greșeală, nu votez. Dar eu în pădure n-am ce să caut. Deocamdată are de căutat primarul cu viceprimarul, că ei ne reprezintă comuna și Consiliul Local. De atâția ani ei au reprezentat, numai ei au fost. Domnilor, am ajuns aici, ar fi cazul să începem... Domnilor, eu v-am propus, cine vrea să meargă, să meargă. Eu nu accept treaba asta, am acceptat asta comisia respectivă cu care am preselectat și din timpul meu, am stat aproape două săptămâni aici în continuu ca să facem o comisie și să... Nu, înțelegeți? Și momentan am foarte multă treabă pe care trebuie să rezolv până în ianuarie, februarie, martie. Toți avem treabă, avem servici, dar când cu ce pot mă ajut? Candidăm pentru o funcție, ne asumăm. Păi da, corect. Ne asumăm și problemele comunității. Eu ce m-am asumat, m-am și ținut. Haideți că să revenim la discuție ca să nu ne mai lungim cu toate astea. Sunteți de acord cu lista partizilor propuse? Da. Are cine este pentru? Împotrivă? Da, să-l întrebăm și domnul Gârbea. Domnul Gârbea. Numai articolul 1 trebuie modificat anul sau la numărul anexei. E anexa numărul 2. Și referitor la pomii de Crăciun, că n-am terminat. Pomii de Crăciun sunt pentru târgul de Crăciun. Dar acolo alți pomii de Crăciun poate să vândă? Da. Da. Dacă câți o să vândă? De unde știm noi? Intră și din la persoane fizice, intră. Și din confiscări, da, și din curățiri. Vedeți, domnul, la PB-ul 80, referitor la pomii de Crăciun. Eu și aici am nelămurit. Diversi. Dar nu sunt pomi de Crăciun, Alex, la PV 80. E masă lemnoasă pentru anul 2019. Nu, pomi de Crăciun.
La TV, la 80 și 83. Da, da, da. 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 E categorie de lungime sau bucăți? Pe categorie. E prețul sau? Nu e prețul, sunt pe categorie. De lungime, de lungime, de patra nu vându pe prețul. Câte da, e număr de bucăți. Da. Dar un număr total n-am. Avem și un număr total la... 30 bucăți fără valoare. Dar aici avem APV care nu e anexat lângă... Nu există APV-ul. APV 80? 80 și 83. Este? Da. Fără valoare? Deci nu fi fără valoare. Păi da, dar acum... Trebuie să pleacă fără valoare. Asta nu a... 83 de bucăți sau volum? Dar nu este la valoare. Da. Dar nu trebuie, dar dacă vrea să dea gratis, nu are cum să pună valoare. Și poate să dea gratis la Instu? Păi da, la oameni din comunitate. Păi da, așa am înțeles că nu despre asta. Nu trebuie să scrie un număr de operator economic. Deci așa e la oameni. Nu prinde, nu poate să bea nimeni să facă. Eu sunt cer. El prinde operator economic. Cum să licitează pentru pomii așa sau atribuțiile? Da. În general. Eu așa cred că ei dai și vin la cu câte bucăți ai de voi. Eu așa vă gândesc. Nu cred că bine să înțelegem dacă facem o analiză, domnilor consilieri, dacă facem o analiză la pomii din Crăciun pe rata continuată, haideți să nu ne împușcăm în celălalt lucru. Dar cum să nu dăm? Dar hai, nu de cine de unde? La tine, nici pe cea din vezi, aș vrea să spun să prejeniți. Nu este o mâncătură de croțul. Nu sunt ideile că eu am bănit. Copiii trebuie să-mi iau pe la colegi. Da, da, da. Vola de pe tot cu voi și mai jau te tragale și au de lipsă nu este nimeni la voi. Ai tot voi te voi porta ca și tot pe așa cum se face. Ai tot la tot sol de la voi. Este să nu știu despre ce vorba. Aveam așa, îmi cer scuze, sănătate. E atunci să știe că nu se dorește să știm noi cât spun din Crăciun gândie. Trebuie să se facă un APV, PUA și număr de bucăți și pe categorie. Păi, ce am văzut? Din bucăți, din curățiri, din... Care pentru operatori, care pentru persoane fizice și fără valoare tot. Adică n-ar trebui pentru operatori, domnule, de vânzare sau... Păi de ce să ia agentul? Deci un... Pom de Crăciun de 2,5 metri să vândă la același preț cu unul de 4 metri. Dar nu văd eu prețul. Păi fără valoare. Fără valoare. Pentru pom de Crăciun, pentru piaua, pentru târziu. Păi are 8.000 de piese. Ambele APV-uri sunt fără valoare. Dar din curățiri. Dar din curățiri de astea câți pom de Crăciun? Câți? Niciun. Pe alea numărul ăla rezultă tot din curățiri. Niciun. Din curățiri. Din curățiri. Din curățiri. Din curățiri. Din curățiri.
furii să vândă. Păi da, să vedeți bucăți, de unde vor? Cine vine? Dar cine cumpără? Asta e problema. Atunci, nu, dar trebuie să... Te ducem unul cu bombul pe state. Cine lucrește? Nu duc acasă. Să-l cumpere. Cine lucrește? Hai să vorbim de mine. Să vine cineva cu o căruță de fân și are doi pomi deasupra. Lucrești tu ca să iei jos cu unul? Domnul Ortaș. Când ai vorbit la documente. Nu la teme, documente. Domnul Bărsa, pom de iarnă nu se poate elibera avis. Nu se poate. Pe un cop, pe un cop. Ca să eliberezi avis, să iei sumarul, trebuie măcar 10 pom. Adică aibă 0,010 metri cub. Că pe un pom nu se poate, conform legii, elibera avis. Trebuie maximum 10 bucăți ca să poți elibera avis. Cum înțeleg? Deci documentul ăsta e întocmit de responsator. Minimum 10. Minimum 20 de metri. Eu nu asta am vrut să zic, că documentul ăsta, dacă e întocmit de responsator... Vine cineva vrea să cumpere 10 pom, sau de la 10 în sus, îi poate elibera. Elibera. Asta, dacă n-ai treaba asta, nu poți să elibera. Deci nu ai APV, n-ai nimic, ce trebuie? Nu primește rezultat din curățiri, din număr de sumar. Nu mai de 0,10 metri Am o rugăminte și o propunere. La micropunctele de la secția română de la școală. Stați un pic, s-a terminat cu lista partidelor. 8 voturi pentru și 4 abțineri, da? Câte sunt pentru? 8. Bun. Permiteți un pic, dacă e până apare domnul președinte. Trecem la diverse. Acum la diverse. Microbuzele școlare de la secția, de la liceu tehnologic au ajuns într-o stare destul de, nu știu, adică vreau să vă spun din ce în ce sunt mai greu de întreținut. Mai greu de întreținut și mai avem o problemă. Transportul copiilor, deci pe zi un microbuz face undeva la 6 curse, deci 12 curse să face într-o zi. Vreau să vă spun că numărul de copii care se urcă odată la o cursă depășește numărul locurilor care sunt în microbuzul respectiv. Eu aș avea o... Am discutat un pic și cu doamna contabil și mi-a zis că dacă avem acceptul dumneavoastră ca să achiziționăm un microbuz cu 30 de locuri ca să putem face transportul copiilor la școala de centru, că acum Bolovănișul, Rechitișul și Bolovănișul, toți copiii vin la școala de centru. Și pe zona de centru să-l putem face în condiții mai bune și în condiții legale. Pentru că să știți că șoferii își asumă foarte mult, un risc foarte mare la ceea ce se întâmplă cu copiii care sunt peste numărul de locuri în microbuz. Doamne ferește, la producerea unui accident sau la o problemă și să știți că noi, într-un fel sau altul, șoferul răspunde. Aici, dar pe de altă parte, și copiii îi transportăm în niște condiții care nu așa ar trebui făcute. Aici aș avea și eu de adăugat. Dacă tot trebuie să cumpărăm un microbuz, haideți să dăm o comandă și să cumpere un microbuz cu 4x4. Că eu văd că când sunt puse copiii, da, să împingă microbuzul. Haideți să vorbim. Microbuzul toată vara nu trebuie, numai dacă au e chef. Mai mult iarna la noi. La noi iarna e 7 luni de zile, nu? Când intră într-o curte, nu poate să plece. Dacă se dă jos, dacă trebuie să treacă rechitișul, nu poate. Dacă trebuie să intre într-o școală și are un pic de timp, nu poate. Se poate da comandă să fie 4x4. Domnul consilier, ne interesăm? Este un pic mai scump cu 1000 sau cu 2000 de euro, dar ai apăsat butonul și se duce cum trebuie. Nu ai treabă. Dar să aibă și mai multe locuri. Păi mă vezi locuri, puteai de locuri. Am vorbit de 32. Deci ajungă, nu? Astea de 30 de locuri, să știți că de 32 sunt până 33 de locuri. Auziți, aș avea o întrebare aici în privința asta. Foarte bine v-ați gândit, foarte bine, e necesar. Dar totuși am aici o întrebare. Cât ne costă? Care este valoarea autobuzului? 1. 2.
Școala, oricare ar fi, directoarea sau direcția școlii, sau, a depus vreo cerere către inspectoratul școlar la Bacău sau la București. Că de fapt eu am auzit în televizor că unde e nevoie să aduceți cereri, că se aprobă, se dă gratis microbuze. De aia întreb dacă s-a depus sau nu depus cere pentru treaba asta. Că poate, dacă a depus cere, poate dă două autobuze noi. Că totuși se poate clasa. Cât Ana, permiteți-mi să vă aduc la cunoștință care e problema actuală. Deci, la ce a spus dumneavoastră, să știți că au venit niște din partea prefecturii sau a Consiliului Județean, au venit niște tabele de completat dacă aveți nevoie necesar de suplimentare sau microbuze școlare. Au venit și la noi și au venit și la școală. Ele au fost completate și au fost trimise... Dar atât. Înapoi, dar deci nu numai atât. Am aici, în material de ședință, o adresă unde îmi spune clar revenire la adresa din 29.1.2019. Școala a răspuns în luna iunie 2019. Așa. Vreau să vă spun, vreau să vă aduc la cunoștință că noi, de exemplu, pe primărie am primit în afară de alea două microbuze care le foloseam, am primit microbuzul care îl avem la Donigar. Da, deci noi cumva avem, deci am profitat de legea aia că să dea câte un microbuz la primărie. Da. Nouă ni s-a dat cum ar veni. Ăla îl folosim, deci momentan, pentru secția maghiară. Astea la alte două, deci spuneam despre astea la alte două că aici e o problemă mare și majoră pentru că efectivul de copii e cu mult mai mare. Și dacă ar fi două microbuze noi, noi tot încălcăm problema cu numărul de copii. Nu fac față. Deci problema cu numărul de copii care urcă în microbuze. Și gândiți-vă că din cauza că trebuie să facă în fiecare dimineață, fiecare câte trei curse, deci e o problemă și cu decalajul orelor care se întâmplă, care trebuie apri... Deci că... Și care este costul acestui microbuz? Deci costul, după câte ne-am interesat, noi ar fi undeva până în 5 miliarde. Cost? Da, 4 miliarde și până în 5 miliarde, 9. 100 de mii de euro? Peste 100 de mii de euro? Zero. Da, 10. 100 de mii, da. 100 de mii. Noi am zis... Cât a spus? 5 miliarde, peste 100 de mii. Așa am spus, până în 5 miliarde. Cu TVA, fără TVA. Cu TVA, cu tot. Deci am... Noi n-avem drumuri bune? Da, dar și vreau să vă spun, gândiți-vă că acum și costurile de consum și de întreținere sunt cu mult mai mari, făcând 3 curse și 3 curse. Microbuzele care sunt astea se mai pot folosi, de exemplu, de la Lichitiș până la Bolovăniște pot aduce cu microbuzele astea copiii care sunt de acolo, că nu trebuie să aduci la deal acolo, până acolo microbuzul mare. Deci poți să aduci copiii care sunt mai puțini de acolo. De-a dus dimineața și de-a dus după amiază. Nu e șofer, nu are să... Și e asfalt. Acolo, acolo mai pe asta mare, unde nu e asfalt. Acolo mi-a trebuit la poate. Da, așa e. Bine. Trebuie să analizăm. Avem noi așa ceva bani, atâta bani avem, că până acum ne-am plâns că nu avem bani. Deci noi, eu e idee despre... Nu avem pentru cadastru. Nu, l-am făcut. Amenajament. Nu avem pentru PSI Doni Gărghei. Vreau să vă spun... Păi nu știu, asociația Ciangăi, deci, români, maghiar. Poate face și eu. Ne dă ceva. Ne rezolvăm. Poate găsim niște Ciangăi. Domnul consilier, vreau să vă spun așa. Dacă sunteți de acord, deci eu vă cer acord în principiu, tot la fel cum astăzi am avut pe ordinea de zi lucrurile astea, și dacă sunteți de acord să facem un proiect pe ordinea de zi și să căutăm și banii necesari. Sunt pentru treaba. Da, se poate supune la vot. Cine este de acord ca să inițiem o procedură de cumpărare și de strângere de fonduri prin sponsorizări, prin tot. Eu vreau să vă spun așa. Deci ca să inițiez un proiect pe treaba asta, copiii trebuie să vină, deci mașina, transportul școlar a fost acum nicio lună de zile stricat. O săptămână și ceva copiii s-au descurcat cum au putut.
Nu e corect ceea ce... Da, dar și solicitările către inspectorat să fie făcute în termen. Da, asta este. A solicitat, trebuia răspuns. Eu am încercat să nu fac răspuns. Nu trebuia să-ți trimită inspectoratul adresă când tu știi că ai o problemă. Ai noi voi, da. Trebuie să trimiți tu. Perioadă. Trimiți către ei din 3 în 3 luni. Da, perioadă. Nu la 6 luni sau la 7 luni. Fiecare luni, votul de... Vreau să obțin la linii. Estimați sunteți de acord? Cine este de acord pentru proiectul? Deci, domnul vice, sunteți de acord pentru treaba asta, sau? Nu. Împotrivă? Inițiere proiect pentru... Pentru temporare. Microbus. Rău. Prin, și inițiativa domnului atragere consilier, de, prin atragere de fond. Oltean Carol a fost foarte bună. Dacă e să găsim o... Deci să ne interesăm de... Cel mai bine. Numai să intre la școală, la Bulăvănic, să intre greu, la și iese de iau ăla, nu intre dacă nu-i 4. Iarna. Și vara nu trebuie, că vara suntem... Domnul președinte, vă rog frumos, dacă nu mai e cineva și vrea să ia la diverse... Nu vrea să ridice o problemă. Da, la diverse aș avea și eu. Haideți. Ceva deci, de... am terminat, trecem la diverse. Nu știu dacă... Dacă... Când am trecut la diverse? De mult. De mult. Dar suntem la voturi în principiu. Aș vrea să atrag atenția puțin, dacă... Cineva are, poate să anunțe, un consilier de biserică, este pe aici, să anunțe la biserici, pe enoriașii care mai merg dimineața la slujbă, la dis de dimineață, că e noapte, la ora 5, în special doamnele mai în vârstă se îmbracă în negru și nu le vezi. Deci mergi cu plugul de împins zăpadă și nu le vezi, efectiv. Deci e o distanță foarte mică. Să ia ceva vestă sau ceva să le spună, să ia ceva vestă. Că nu e greu să pună o vestă pe spate. Neapărat să ia treaba asta. Că e extraordinar de greu să poți să observi din timp. Dacă ești ceață. Păi da. Asta ar fi un lucru foarte important. Că păi nu le transmitem la preoț. Trebuie transmis. Da. Să fie adus la cunoștință. Altcineva, dacă dorești. Suntem aici atât consilieri și am o întrebare dacă se poate să facem un proiect. La Racuții, acolo jos, ar trebui să propunem niște bani și să facem un WC-ul, să cumpărăm un bazin de 2000 de litri și lângă biserică este un pic de părău acolo unde s-ar putea aduce vara, să curgă în bazinul ăla, cu oricum care am fost și mergem afară și mergem. Când avem nevoie, când intră într-un WC-ul curat, parcă altfel stă jos de WC-ul ăla, nu? Dar la biserică vă referiți? Nu la biserică, la Racoțean. Și acolo, pe dâmbul ăla, s-ar putea pune un bazin de 2000 de litri, e 10 milioane. Un bazin de ăla din fibră de sticlă, 100 de metri de unde ar trebui să vină apa, să facem un WC-ul, și vara să punem două cuvete unde când vine afară de la WC se poate spăla, că vine cât nu vin. Vine un transport de 40 de persoane, toți fug acolo undeva să facă nevoile lor. Și n-are măcar unde să spele mâinile. Ne rușine pentru... Am dus eu am pus acolo butoi și rușine pentru noi. Și nu-i departe, 100 de metri trebuie să ducem apa aia, e aproape acolo. La treaba asta e foarte mare dreptate cu orice. N-avem unde, e rușine să meargă și vin, să știți că vin. E rușine, zic cu oameni, prieteni, n-aveți atâta bun simț să faceți un veciu să ne spălăm mâinile. Merge să mănânce un langoș la domnul consilier și nu poate să spele mâinile. Trebuie să meargă să roagă pe el să spele mâinile, nu? Păi a fost inițiativa. Cred că a fost cândva, eu am nu știu câți ani, 4 sau 6 ani sau 8 ani, când a fost prima inițiere și era făcut un proiect de hotărâre pe tema asta, să facem un WC public acolo jos. După aia s-a luat hotărârea asta că s-a făcut WC-urile ăștia din lemn. Că înainte era un proiect de hotărâre să facem un WC normal, corespunzător, dar nu s-a făcut din păcate. Da, am discutat acum două luni de zile treaba asta. Pentru un WC normal, așa că... Un WC nu trebuie așa mult, că din un pic de WC, un pic, ar face 100-150 de luni, ai făcut tot ce trebuie acolo. Mai mult nu trebuie.
Dacă vine un autobuz, are unde să spere o mână, unde să leagă la veceu, nu trebuie să fugă lângă Părâu, nu trebuie să fugă acolo lângă. S-ar putea să-l... Că acolo sigur este prins. Da, da. S-ar putea să-l prindem pe fonduri europene. Ceva ce toate. Până când vine fonduri europene, mai mult sau nu e adevărat, că spun așa. Dacă sunteți de acord, să punem pe lista luna viitoare, să facem un proiect, să aprobăm niște bani acolo, să-l facem. Că vine iarăși, așa de repede trece 3-4 luni de zile, vine rusalii și iarăși vine o grămadă de oameni, nu are unde să facă. Vine vara, așa de repede trece 3 luni de zile, 4 luni, nici n-am observat. Dacă se poate. Supunem la vot inițiativa pentru elaborarea unui proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă nu este nimeni, abțineri nu sunt. Deci trebuie neapărat trecut la treabă. Nu mai lucru. Iarna trebuie oprit apa să nu înghețe că... Da, e de băgat un încălzitor de ăsta electric, cazan boiler electric, și iarna nu îngheață nimic, domnule. Acolo de 100 de iarna nu e nimic. Dar auziți, aș mai avea ceva de zis. Dacă totuși se face treaba asta, s-ar putea găsi o soluție ca să concesionăm, să construiască careva și pe timp de iarnă să poată să stea, să ofere ceva acolo. Și atunci, într-adevăr, poți... să se concesioneze o bucată sau două, trei suprafețe din astea, să se împartă la cât sunt, că oricum ăia sunt, în fiecare an ăia sunt, că mai mare afacere nu faci decât este acolo. Care au acolo să poată concesiona, să poată să construiască ceva mai ca lumea, nu să stea în bărăcile de acolo. Eu aș face ceva dacă aș ști sigur că... Așa pot să mă apuc să bag câteva, vreo 500 de milioane, dar ce fac, că nu e pe terenul meu, nu? Concesionează, nu? Dacă ați fi de acord și la treaba asta, atunci s-ar schimba multe, că și eu n-aș vrea să fie bălării, aș vrea să fac, să pun niște flori, să fie ceva ca lume în zona mea. Dar nu iarna, nu. Și iarna, iarna punem de gheață. Aș putea să urmic și eu problemele mele la diverse, mai altceva no, atunci. No. Dar inițiativa asta cu concesionarea, ce părere aveți dumneavoastră? S-ar putea scoate platoul ăla de jos, acolo unde sunt căsuțele, să se poată acum concesiona? Acum depinde ce vrea să facă Consiliul Local cu terenul respectiv. Dacă vrea să concesioneze sau dacă vrea să aranjeze că el. Eu văd, de exemplu, asta, la Tuș, nu la Tuș, la Lacul Roșu. La Lacul Roșu, pe locurile alea strict de acolo, sunt vreo 4-5 terase din astea care și iarna se folosesc. Deci dacă stau și mă uit, s-ar putea face și aici, nu să stai în bărăcile alea... Care... Aveți dreptate, trebuie să avem nici discuție rusticii. De treaba asta, dar înapoi la diverse, acum la domnul viceprimar. Cu decumatarea totușului, unde ați ajuns sau se mai... Continuă lucrările sau s-au oprit unde acolo, unde au fost? Deci lucrările vor continua și... Când? Pe cap de săptămâna asta să începe. Am înțeles. Și vă spun de ce. Pentru că am fost foarte axați să venim cu apa de la Lepetărăuș, de zona Gherendușului și ne-am mobilizat acolo cu tot ceea ce am putut, pentru că acolo a fost problema cu drumul îngust, cu zona de stâncă și am făcut în așa fel încât să putem ajunge jos la drumul principal. Aici la decumatări și la părâuri mici, aici unde intră părâul Bolovăniș, sunt probleme aici mai sus de hartă, cum ar veni. Ar trebui să rezolvăm și acolo ceva, vine Alam, vin apele mari, iar sunt probleme, nu e rezolvat. Mai sunt de altă mă aici, pe Bolovăniș, aici. Bolovăniș. Aici, chiar... Părâul Bolovăniș. Da, părâul Bolovăniș. Ar trebui făcut ceva și în privința aia. Cealaltă chestiune care e problemă mare și tot nu am rezolvat, dar am auzit că se rezolvă, se lucrează la el cu apa potabilă din comună. Haideți să facem cumva să-l anunțăm oamenii când se închide robinetul. Ori
prin intermediul, ori să facem un program, ceva, că sâmbătă seara când eu am absolut nevoia cea mai... Mă sună toată lumea. De ce ați oprit apa? De ce nu ne-ați anunțat? De ce ăla? De ce ăla? Și să încercăm la sfârșit de săptămână să fie apă și în cursul săptămânii să fie oprit. Dacă e nevoie să oprim, dacă nu este apă. Sau... Că așa am înțeles că se lucrează acum la aducerea de pe ghere în duș apa, dar durează. Nu știu dacă până în decembrie terminăm cu treaba aia. Ce ziceți? Deja am ajuns, deci am terminat. Am coborât ghele în dușul și suntem pe tărbăuș. Coborâm deja, ne apropiem de bazin. La referitor la apă, să știți că nu putem face în așa fel încât sâmbătă sau și duminica sau un weekend, cum vreți dumneavoastră să spuneți, să aibă toți. Pentru că eu dacă închid pe perioada săptămânii să se adune apă în bazin, eu când am dat drumul la apă, până când se umple țeava pe partea de sus a bolovanii, adică pe bolovăniș și pe tărbăuș, deci asta ce înseamnă până atunci? Deci înseamnă câteva zile. Poate chiar deloc nu o să se umple din cauza consumului partea de jos, ei nu o să aibă niciodată apă. Vreau să vă spun că Bolovănișul și Târhăușul au fost când... Deci în momentele astea, care partea de jos a avut apă, când 3 săptămâni, poate și mai mult, o stat fără apă. Târhăușul, da. Și Bolovănișul. Poate. Nu poate, sigur. Bine, și dar totuși, domnul viceprimar, suntem la viceprimar, atunci, atâta măcar în telefon, ia aveți Facebook, vă cunoaște toată lumea. Domnilor, am închis robinetul, aveți grijă că peste un zi sau două nu o să aveți apă. Să anunțăm oamenii aia ca să nu ne trezim că băi, că urlă la telefon, că nu știu ce. Sau pe site-ul primăriei, sau pe Facebook, când ați dat drumul, toată lumea. Înțelegeți? Să-l anunțăm oamenii, să facem ceva. Domnul consilier, aveți perfectă dreptate. Nici eu tot așa zice, da. În cazul în care sunt avarii, avariile nu se pot prevedea. Nu. Deci se întâmplă de multe ori, uite, lângă mine vecinul, da? La Șoni, s-a spart țeavă. Eu tăiam port. La școala, la liceul tehnologic, chiar s-a spart țeavă. S-a spart țeavă, curgea părul pe drum. Într-adevăr, că atunci așa este, n-ai ce să-i faci, n-ai cum să prevezi avariile. Dar dacă vrea să oprească, să ne anunțe când vrea să oprească. Da. Și acum, cealaltă problemă aici, tot la diverse, ce facem cu intabulările terenului? Ce demarări ați făcut? Ce cereri? Ce facem? Stăm pe loc, nu o să prindem proiectul ăla, acolo dă bani puțin, punem banii noștri acolo, să pornim ceva, să fie pornit pentru lumea asta. Toată lumea se interesează când vin și nu se mișcă nimic. De ce și când o să se miște? Deci s-au prins bani la buget și pe treaba asta și suntem, v-am spus, deci suntem în lucru. Nu doar că suntem în lucru, am încheiat cu un contract și demarăm tot ceea ce trebuie, dar tot ține și aici de costuri. Da, înțeles. Cealaltă problemă pe care vreau să ridic, după cunoștința mea și ce m-am interesat, sunt încă în pivniță aici vreo 100, între 100 și 150 de dosare nerezolvate cu retrocedări, 100 minim, cred că. Ce s-a întâmplat? Că am auzit că s-a ales o comisie nouă, nu știu ce, care treaba cu el, de ce stă în stand-by, nu vrea să avizeze primarul sau a avizat primarul sau Consiliul Județean, nu vrea. Care treaba cu comisia respectivă și dosarele respective? Că eu când m-am făcut consilier acum 13 ani sau 11 ani, tot atâta dosare aveam în pivniță și acum când aud, tot atât avem. De ce stăm pe loc? Care treaba? Care sunt interesele? Cu comisia e problemă, nu-i cu comisia. Așa am înțeles că s-a ales un comisie nouă acum. Nici n-am știut. E o comisie nouă. Foarte bine, dar care treaba cu el? De ce nu se întrunește? De ce nu se... Pentru că de 11 ani nu a avut activitatea acea comisie locală. Am înțeles. Și nu au fost dosare depuse ca să aibă activitate? Nu, a avut. Are peste 100 de dosare. Nu a avut activitate. Deci,
De când am venit eu, am demarat procedura de obținere a unui ordin al prefectului de constituire a comisiei locale. Și este semnat, trebuie doar să apară prin poștă ordinul prefectului. A, acum ați început, după cum scrie legea, să da. Funcționa. Da, și să desemneze persoana. Înțeleg. Am avut nevoie de înștiințare către Direcția Silvică Bacău ca să ne desemneze reprezentanți. Da. Reprezentanți de la Cadastru, da. Reprezentanți de la Direcția Agricolă, plus doi reprezentanți ai proprietarilor din comună. Da. Și dumneavoastră și întreba cine. Ca să știm din cine e compus. Președintele comisiei este primarul. Da. Vicepreședintele comisiei, viceprimarul. Secretarul da. Comunei este secretarul comisiei. Da. Și trei. Apoi Direcția Silvică mi-a desemnat pe domnul Puslaru Aurel de la Corul Silvic Comănești. Da, petiță. Petiță. Domnul șef de ocol de la Ciobănuș, Hadarag Georgel. Bun. Și parte, o să trimită un delegat, da. Un puternic, cine ține locul, domnul Dincă din partea ocolului Ghimeș. Avem domnul Damian de la Cadastru. Da. Și doi reprezentanți ai comunei, Gârbea și Tița, putea să vină să descălcească ce păi, dar dacă cite. Vine Tița, atunci o să fie măsurat terenurile și pădurile. Pe gelul voia să-l pună. Așa, pe gelul voia să-l pună acolo unde aveam noi. Acolo voia să vă pună. Și atunci începeți să lucrați dacă vine hotărârea, adică ordinul prefectului. Dacă vine, atunci începeți să am trimis spre avizare că fără ordin de prefect nu poate să funcționeze. Deci acum nu este timpul. De aia am ridicat problema că eu am auzit ceva, dar nu știam exact care e situația cu comisia asta. Înțelegeți? Ce a documentele pe care le-am găsit eu la primărie, din 2004 nu s-a mai întrunit comisia locală. Deloc. Din 2004. Da, dar înseamnă că din 2008 nu s-a lucrat deloc, până în 2000 cât am fost eu și atunci. Atunci era mai important. Vezi la dosarul Bârzava să vezi cum e dispărut de acolo tot. Cât de tare s-a subțiat dosarul. Când a văzut că există răspundere din partea... Atâta s-a lucrat până când erau interesele cu păduși și fiecare cum să cumpere și să-l pună mâna pe câte un hectar sau două hectare de teren și să-l taie și să ducă acasă și vezi oamenii care săraci, care n-au vrut să vândă sau n-au vrut să renunțe la terenurile respective, au stat și stat în bivniță în continuare. Va pierde. Și oricum va pierde asta. A pierdut? A pierdut. Atunci masa lemnoasă cum se recuperează de acolo? Valoric. A, da? Da. Păi, în bani. Să spăgubiți în bani, nu? Valoric. Când a pierdut? A venit doamna contabilă un pic dacă e vorba. Amenajamentul este întocmit în fals. Deci amenajamentele vechi întocmite de ICAS. N-au fost respectate niciodată, s-a modificat partea terenului de la grupa funcțională GF1A de protecția solului, s-a făcut GF2. Și ce parte? Partea de aici, de la Țigan. De la Țigan până? La Țigan, acolo, zona aia unde a avut domnul primar partizi în 2006. Asta nu mai e bazinătul ăla, Țigan. E bazinătul ăla, unitatea aia. Amenajistică de acolo. Acolo sunt... Parta terenului este 35 de grade. Ecosilva SRL a găsit 34 ca să poată face terasă. De ce suprafață? Nu mai rețin. Cu cadastru. Nu mai rețin. În orice caz, adresele care au fost emise de atât de prefectură cât și de... Da. Inspecția Silvică în Cârtășie, ca să spun așa, cu oficiul de cadastru și publicitate imobiliară,
Câte ori nu poți să dai bani în sau dat de așa natură ca să sesizările care s-au făcut la vremea respectivă să nu aibă posibilitatea să fie puse în practică. Atunci se mai putea recupera. Adică nu se ajungea la prejudicii dacă... Deci s-a predat. Nu mai este nimic. Pe aici e treaba, că cine a aprobat? Și s-a emis titlul de proprietate. Acolo, acolo s-a folosit ce vreau să vă zic, ca să știți. S-ar putea că știți, s-ar putea că știți. Este vorba de, este vorba de extras de carte funciară, care ține de 1-6 Aldămaș, 16 Roman Aldămaș, s-a depus. La Bacău, da, și pe cursul. Dar ei mai iau o solicitare, deci mai avem un proces cu Pârzanul. Dar definitivă câștigat sau? Nu este. Nu este. Dar acolo sunt și, și niște proprietari care... Acolo e vorba de 416 hectare care au fost atribuite fără niciun drept. Posesoratul Pârzava, singurul loc unde avea pe suprafața comunei este la Rung, 50 de hectare și 105 hectare la Purtoșorul, dealul scurt. Asta este singura suprafață care putea să o s-o revendice. Ei au depus la comisia locală și la... Da, la comisia locală și la comisia județeană au depus un extras de carte funciară pe... în plus, pe comunitatea foștilor militar, nobil și urbarial Secui, care nu este tot una cu composesorat Bârzava. Și că acele numere topo se regăsesc exact dincolo de Hegeș, în partea cărții funciare frumoasă, aici este cartea funciară Nicoleș, partea a doua, și alea se regăsesc acolo. La noi, în comună, cel mai mare număr topo este 1895, parcă. Și alea sunt numere topo de 3000 și ceva, deci... Astea, chestiile astea... Instanța rezolvă, cred. Da. Nu suntem noi... Bine, e normal, asta nici nu... Totdeauna instanța rezolvă totul. Și până la urmă... Deci totdeauna. Dacă cineva mai are ceva de adăugat... Aveți la diverse. La diverse. Vreau să întreb pe domnul Cepumă. Dumneavoastră vreați ceva cu doamna Condave? Eu? Cu cadastru. Cu cadastru am avut. Care este situația cu cadastru? În ce, cu contractul, în ce stadiu suntem, când se începe măsurătorile, din ce parte începem, unde terminăm. Și unde e ok. Interesează și partea. Bă, dar nu așa se ia. Dar unde începem? În vârful Aranjeașului sau în vârful Bolvănișului sau Uva sau unde? Asta nu se știe, dar începem, nu? O să începem, da. Dar când? Nu se știe, vorba lui domnul. Bine. Nu, deocamdată trebuie să înceapă etapa a patra. Sunt când... lămurit. Trebuia să fii lămurit. Etapa a patra? Ca să ne putem, ca să putem încheia contractul cu OCPI-ul. Deci nu e încheia. Nu e încheia. Nu, nu. Am înțeles, bine. Trimis adresă. Dar ai trimis adresă. Dacă ți-mi dădea? Ne dădea 700... 70.000 pe... Da. 700, da, 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 e, cum îi zice, măsurătoare. Pe hectar sau ce? Nu e hectar. Pe parcelă? Da, parcelă, da. Era... Doamne, avem parcelă. Dar nu contează pe fața parcelei? Nu, nu, nu. Pe parcelă, pe parcelă. Înseamnă o proprietate. O proprietate, da. A, să fie, să fie delimitată, parcelă delimitată. Da. Doamna? Da. Toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de domnul primar. Nu le susține, nu vine. Și vreau să întreb pe domnul viceprimar, are delegațiile și de a reprezenta primarul în ședințe? Da, eu trebuie să vin în ședință în calitate de consilier. Exact, dar am înțeles că o parte dintre atribuții sunt delegate către dumneavoastră. Care sunt delegatele, am pierdut tine. Dar nu și... Dispoziție. Dispoziție. Deci unele delegații, unele lucruri care mi-ați spus, reprezintă gospodărirea și de asta am și... Păi nu, că dumneavoastră sunteți obligat, ca și viceprimar. Dacă sunt obligat, nu se pune problema. Dar, domnul primar, este inițiatorul la toate proiectele. Și? Și nu binevoiește să vină la ședință. Noi le susținem. Da, așa. Păi oricum nu are drept de vot.
Dar totuși, toate vrem să-i punem întrebări. Dar le puneți direct, puneți o notă, le puneți și veți primi răspuns. Am înțeles. În termen de 30 de zile. Dacă nu, de la 30. Dacă nu, 30 de ani. Atât, mulțumesc. Deci sunt obligat. Ca și noi suntem obligați. Așa, da. Toți suntem obligați și domnul Ortean Cal. Ca și noi obligați. Să vii la ce nici. Domnul consilier Ortean, să știți că prinde noi pe toți care cei care lucrăm și avertizează. Treaba lui. Și o ia serio. Domnul Antala. Am fost întrebat de niște oameni că în caz de incendiu, unde poate să dea telefon pentru mașina pompierilor? La Făget, la Bustroasa, la Lunca de Jos, vrea să știe niște numere de telefon. Și ar fi bine, ori în cadrul ședinței, ori pus ca oameni să fie înștiințat. Domnul viceprimar, ce numere de telefon poate anunța oamenii la Făget, la Lunca, la Bustroasa, în caz de incendiu? Deci, în caz de incendiu, să știți că numărul scurt e 112. Pentru că și noi... Asta ăștia știu, dar, de exemplu, Doamne ferește, se aprinde aici, prima e ca să anunțăm pompierii de aici, că până anunț 112, anunț aici, caută da. Cine ar fi o linie scurtă ca să unde pot să intervin în caz unui incendiu. Deci, linie scurtă publică e telefonul primăriei. De acolo nu e nimeni. Cum să nu fie? Noaptea. Avem noaptea pasnicul. Cum să nu? Da. Da. Ideea e în felul următor. Deci numărul primăriei, dacă îi pot da, fără nicio problemă. În rest, sunt numerele particulare ale șoferilor și al meu, care... Da, am fost întrebat, în caz de incendiu, zice, dacă vrea să anunțe, cum poate Făgetul, mașina de pompier, cum poate Lunca, cum poate Busturoasa să anunțe, dacă în caz... N-am putut să răspund, dar am zis... Nu știu, aici la loții deci, Lunca, a ajuns mai repede. Nu știu, nu știu. Aici loții erau plini. Deci vreau să vă spun, culmea să nu fie vreau să vă spun că în 5 minute, deci în 5 minute mașina a fost aici. Și unde a fost anunțat? La cine a fost dat? Deci a fost sunat, am fost sunat eu, a fost sunat șoferii. Deci a fost sunat șoferii direct. Normal, și aici se scurde aproape, dar dacă se întâmplă pe Buha sau pe undeva, unde nu... Să știți că și noi suntem obligați, orice avem, deci noi chiar dacă trimitem mașina, dar noi suntem obligați să sunăm la 112 și indiferent de... 112 ne sună pe noi, deci 112 are numărul meu, care nu s-a întâmplat niciodată, și numărul al meu, al domnului primar. Urmă lista, continuă, doamna secretară. Deci în caz dacă nu se găsesc de o persoană. Domnul viceprimar, fiecare minut într-un caz de incendiu contează. Contează. Și eu vă rog frumos că pe televiziunea locală să fie un anunț. În caz de incendiu se poate anunța. 112, dacă nu, ce numără de telefon? Atâta vă rog. Nu e un lucru, nu e un lucru mare. Am înțeles. Totuși, dacă tot ați ridicat problema cu mașina de pompieri, eu din ce am constatat până acum, din toate întâmplările nefericite care au fost până acum, am văzut că nu suntem organizați, adică suntem foarte, foarte relativ. Ori ajunge mai repede mașina de la Lunca, ori ajunge mai repede de la Românești sau de la Moinești. Ce am putea noi să facem dacă tot banii ăștia se colectează de la fiecare cetățean câte 10 lei, că suntem obligați prin... De când se colectează? Da, se colectează de 2 sau 3 mandate. De 90 și ceva. Nu, din 2000... de prin 2005. 2004. Era viceprimar domnul Suciu, cam de pe atunci. Începusem atunci. Pe când s-a luat? Sau cam când ai dat... Ați dat lui ăsta, lui Tibi. Da. Am plecat și s-au dus după... Vreau să vă spun că tot ceea ce... Dar aici este numai o secundă, dacă îmi permiteți. Deci aici să vedem cum se lucrează la Lunca. La Lunca de mijloc, pentru că e bine să învățăm și de la alții, dacă noi nu putem să ne organizăm. Ce fac ei
ca să, în caz de nevoie, voluntariat. Nu, nu. Serviciu permanent pentru o persoană, sau, adică pentru două persoane. Da, atunci la nivelul trebuie găsit soluție și la noi. Trebuie voluntariat pentru situații de urgență. Da, voluntariat trebuie, bineînțeles. Asta trebuie înființat, avem deja termen dat de către cei de la ISU în decembrie, dar eu nu am găsit nicio hotărâre de consiliu prin care acest serviciu să fie înființat. E clar, aici n-am. Am lucrat la un regulament, dar îmi lipsesc oamenii și dotările. Da, trebuie să vedem ce trebuie. Acum să... Acum am aflat și eu, că m-am interesat. Am aflat că fac servicii. Dar am nevoie de oameni. Vreau să vă spun așa, dacă este o persoană cu o persoană. Oamenii au acceptat la un salariu minim. Că trebuie să existe fonduri pentru trebuie. Vreau să vă spun, domnul președinte. 10-15 voluntari. Și mașina. Care, în caz de nevoie, să... Noi trebuie să prezentăm... Deci acest regulament trebuie să aibă avizul celor de la ISU. Și noi, dacă nu avem o mașină care îndeplinește condițiile, cu ce ne prezentăm în fața lor pentru aviz? Dar de ce aia de la mașină de da, dar are documente pe ea. Cred că îndeplinește. Dar are documente pe ea. Are documente. Are documente. Dar mașina are documente. Are, trebuie să ai. Este mașina Ocor. Matriculat atunci, nu mai știu. Este Ocor pentru intervențiile lor la incendii. Cu care am reușit să facem un contract de comodat. Dar nu este proprietatea... De atunci nu prea se justifică cei 10 lei care... Eu echipamente cât de cât am adus, nu știu cât de mari sunt, cât de bune sunt, dar am adus. Asta 10 echipamente am întrebat la domnul viceprimar. Domnul Olteanu a adus echipamente. Atunci permanent să l-au... Trebuie să ținem cont de un aspect. Gândiți-vă, deci oamenii care sunt angajați ai primăriei, indiferent câte acțiuni au fost pe raza comunei, că au fost miez de noapte, că au fost ziua, că au fost... Ei au făcut... Deci chiar dacă s-au angajat noștri, le-au făcut voluntariat. Deci la capitolul ăsta au făcut voluntariat. Deci noi dacă vrem să facem un compartiment separat, ar trebui să fie o permanență. Asta înseamnă că trebuie angajat sau persoană care să... În statul de funcție avem omul cu responsabil la SVSU, dar da. Nu avem persoană. Da. Avem postul, dar este vacant. Da, avem postul, dar o să avem bani pentru așa ceva. Aici e treaba că, la un moment dat... Acum toată lumea zice că nu tăiem, că mai trebuie să reziste un an, că vin alegeri parlamentare, dar... Nu vrea să dea drumul nici la o angajare. Dar vedeți dumneavoastră că noi ne obligă. Păi ne obligă, dar putem să angajăm mâine dimineață dacă vrem. Nu. Da, da, respectăm condițiile de angajare a unei persoane și scoatem la concurs. Și bani? Din buget. Bine. Avem buget destul de... Deci ați reținut... Că tot putem să facem? Dar este vorba de o persoană. O persoană, da. Dar cum avem buget pentru atâtea chetriși, adicat pe drumuri. N-avem bani pentru un om? Pentru așa ceva. Sau doi? Le-am acum, dar câte mașini de pietriși, cărăm și părul duce înapoi la palancă, iarăși cărăm în asfalt. Băi, cine face afacere bună? Ăsta care are lagăș, ăsta, balastier. Balastier. Dacă avem 20 de miliarde pe drumuri, atunci mai avem câțiva bani acolo pentru un om, nu? Pentru un șofer. Sau doi. Apropo, câte? Cât se duc pe drum? Păi astăzi s-au modificat în buget, s-au suplimentat cu 40.000 de lei. Dar pe total, cred că se ridică deci la 2-300.000, 100%. Da, dacă vorbim despre întreziere, vorbim despre tot. Da. Bine că mi-ați adus aminte cu pietrișul ăsta, că trebuie să ridic problema și trebuie să întreb pe domnul viceprimar că cum merge? E gratis pentru toată lumea care e basculat aici la Făgeți și la Ghimeș, la lângă barieră? Sau trebuie să cere, sau are preț, sau merge fiecare și dă cu lopată în căruță? Sau pentru unii e gratis, pentru alții trebuie să plătească? Cum se procedează treaba asta? Dar ce înseamnă că pentru unii e gratis și pentru alții? Păi nu, dar văd că... noi nu știu să fie făcut valorificare la pietrișul. Atunci pentru toată lumea e gratis, să înțelegi. Pietrișul ăsta e ferat pe domeniul public. Păi da, dar de acolo se cară unul, care celălalt, care celălalt. Cu grămezile, vrea să zic. Cu grămezile, da. Grămezile. Care sunt deci ați văzut dumneavoastră, ați avut cunoștință că se atinge la grămezi. Păi da, dar cu acceptul primăriei, așa am înțeles.
dacă a venit omul și a zis că pe lângă drumul național are bucată de ăsta, este o groapă. Da, se plasă. O venit om și... Dar e gratis sau nu e gratis? Nici nu se pune problema, dar ce vorbiți? Nu, dar eu am întrebat că așa am înțeles că unii au venit și au cerut și așa au zis că nu se poate, că e pe bani. La celălalt a fost rezolvat gratis, că avea gaura respectivă. Nu e nicio problemă, nu e nicio problemă, dar să fie atunci absolut pentru toată lumea gratis. Domnul Ordea, de exemplu, s-a întâmplat că și dumneavoastră m-a sunat și mi-a spus, în zona... Cu tare trebuie, sunt, da. Eu, de exemplu, de în fața stadionului trebuie o mașină de și pe marginea de sus, unde am și magazinul și până mai sus, da, trebuie completat. Da. Am zis eu că trebuie plătit? Nu, deci e gratis. Nu, e gratis. Dar nu. De aia am criticat ca să știe doar. Să fie fiecare să știe. Vice, ca să știm. Și încă o întrebare aici, dacă am ajuns la pierdut și la... Plătește. La utilajele primăriei. Ne referim din grămezi. Dacă ia omul... Iarăși un subiect așa mai sensibil. Să anunțăm oamenii care este prețul la utilajele primăriei, la mașini mari, la tractor. Dar să anunță, eu am văzut, eu știu, dar să anunță în oficial, domnilor. Și dacă are nevoie cineva de utilaj, ce trebuie să facă? Și unde trebuie să vină să depună cerere? Cum se poate rezolva? Că și aici, pentru unii se poate rezolva, pentru alții nu se poate rezolva. Domnul Ordean, eu vreau să știu care este aia care nu se poate rezolva. Vreți să știți? Eu personal. Eu tot țin istrat. Mulțumesc, dar nu s-a rezolvat problema la Șiclă, nu a mea, a cetățenilor din zona respectivă. Doamne, n-am mai discutat. Așteptam să vină iarna, să vină podul de gheață. Am mai discutat aspectul ăsta. Deci, dumneavoastră considerați că nu m-am dus pe zona Șiclăului? Da. Am lucrat la drumul care duce spre Șiclău. Sigur. Da, mulțumesc. Numai eu v-am zis că cine sunt oamenii. Și noi, cetățenii din zona respectivă, am solicitat și în scris, și în verbal, și în ședințe, și... Și care este prețul, tariful atunci la urmă? Puteți să citiți, să audă lumea, nu, care este pentru cuzmul excavator, cât e ora, pentru basculanta, cât e ora. Domnul Ortean, nu se poate pune pe televiziunea locală. Te-ai pus pe site-ul primăriei. Pe site-ul primăriei. Dar măcar atâta, restul nu ne interesa. Basculanta atâta ne costă ora și excavatorul atâta e ora. Și pe bază de cerere sau pe bază cum se poate? Închiriere, tractor și remorcă 50 de lei ora cu motorina Consiliului Local. Da. Închiriere buldo 100 de lei ora cu motorina Consiliului Local. Închiriere camion 150 de lei ora cu motorina Consiliului Local. Închiriere volă 200 de lei ora cu motorina Consiliului Local. Bineînțeles, dacă nu, de exemplu, acum dacă vine cineva și zice că vreau excavatorul acum. Eu dacă am lucrare, de exemplu, cum... Nu pot să. Corect. Dar să vină să depună o cerere și când vine momentul se poate rezolva, nu? De obicei când s-au solicitat cererea a fost în felul următor. Eu vreau o seară altă să vine dimineață. Nu e acolo acolo lui Silvic, camionul. Să sunt închiriate de unul. Ha? Unul, nu? Să dat închiriere către primărie. Da, ocolul face parte de seama primării. Și achirie și de chirie. Da, nu că și achirie. Deci trebuie să fim... Deci noi lucrăm cu mașinile. Contract de comodat sau cu chirie? Cu chirie. Comodat avem pe mașina de pompieri. Și câtă chirie se plătește ocolul? Dacă veți, la contabilitate... Chiar că era bine de știut asta. Nu, dar deci după aceea mai poate să fie închirierea. O chirie nu. Pentru că venitul din închiriere ocolul nu are. Deci noi avem buldo care este cumpărat, primăria, nu ce putem la cear. Știi că e buldo excavatorul, e crederul și cu compactorul. Atâta. No, altcineva? Da, domnilor consilier, altul. Dar eu consider că dacă le-au luat ocolul, tot la de primărie. Deci ocolul e a primăriei. Dar cererea trebuie făcută la primărie. Spune-ne că... La primărie, dacă e închiria. E o primărie la ocol. Cine răspunde? Domnilor, dacă nu mai are nimeni... Nu mai avem. Da? Domnul vice, pe tărău și pe părău sărat ar trebui să pare un pic drumul.
că nu prea se repară pe acolo. Sunt uitați. Pe Părâu Sărat nu sunt uitați. Ascultați-mă, de exemplu, chiar în, nu știu, cred că în luna august, a fost o luntă acum cu Părâu Sărat. Da. Deci noi n-am putut intra cu... Da, a fost, da. Deci s-a dus niște materiale acolo și nu au putut... Deci nu poate intra utilajul, nici chiar nici buldog până în tabără. Și chiar ne-au rugat oamenii să le ducem niște materiale, le-am pus jos și le-au dus de acolo. Dar dacă mai trebuie, mergem la fața locului sanitarii aspect. Deci acolo, acolo am avut și nu numai... Dar încă trebuie material pus acolo ca să asculte găurile dacă au nevoie să ducă sus. Cu mașină tot avem așa mult, o mașină de balast trebuie... Ideea e în felul următor. Am avut solicitări deci în fiecare zonă unde problemele sunt mai mari. Am dus balast, unde nu am dus pietriș. Și a doua, doamna secretară, pe cine putem să informăm cu rețelele telefonice, că n-au semnal? Am informat, dar am făcut adrese către Vodafone, către Orange, către tot. Telecom, dar... Că nu mai plătim abonamentele, la fel să nu se... Dar aici am auzit și eu, sunt vorbe sau nu sunt vorbe, odată și odată a fost, și mai exact, Orange-ul. Pe Tărău și a venit aici numai de mult, așa, a venit la primărie, așa am înțeles, asta poate e o vorbă sau poate un zvon. A venit și a cerut ajutorul primăriei cu, cu utilaje și cu mașini mari ca să ducă sus la releu un releu mai mic ca să monteze. Și primăria nu era disponibil pentru treaba asta, că pentru tărăușeni nu trebuie semnal, că și așa vorbesc prea mult. Deci de... Și văd prea mult, știți? Deci dacă... Eu nu, așa în paranteză am zis, bun. Nu știu ce mi-a povestit oamenii, știți? Da, da, eu vă spun altceva. De exemplu, am avut și acum, avem grele, era să vrei aici, de fiecare dată când au fost cerut chiar mașini deplasat, numai că eu, la fața locului. Deci, când vorbiți despre cineva, nu știu despre altcineva, despre cineva. Dar eu, dacă vă trebuie eu la ședința viitoare, eu zic numele, clar, fără nicio problemă, îl consult și îl zic, băi, haideți încoace să întrebați pe viceprimar, pe primar. Ideea e că atâta timp cât dumneavoastră ați fost întrebat de cineva, că hai ajută-mă și să mă pună sus undeva, ați fost întrebat de cineva. Atunci aș putea să zic că, bă, eu zic că da, ai fost întrebat și n-ai răspuns. Eu am pus numai întrebarea, domnul viceprimar, dar nu știu, o fi adevărat sau nu o fi adevărat. Dacă ne trebuie, atunci să anunțăm oamenii aia care au auzit treaba asta, să noi aici haide să confirm. Haideți să vedem altfel. Am trimis adresele de la primărie și noi dacă nu avem adrese care primite înapoi despre ceva, care vrem să venim, să facem investiții, pentru că la ceea ce ne-au cerut, noi am făcut, uite, Telecom, a făcut rețeaua de fibră optică până la Rechetiș, s-au oprit deocamdată și ei, dar asta e problema lor, asta dar ce-au semnat din partea noastră. Am aprobat, le-am dat teren ca să... Totuși trebuie să facem presiune să vină, să credeți-mă, în fiecare 30 de zile cât de mușcă. I-am dat sarcini, doamna Gabi, și credeți-mă că s-au făcut la maxim. Dar problema cu, cred că cu semnalul, cred că e alta, ori din cauza că sunt prea multe, prea mulți, nu știu. Dar de fapt semnalul n-am nici eu acasă și stau în centru. Gândiți-vă că știți... La nicio rețea. De exemplu, când mergi spre Comănești... Domnule, că vorbesc prea mult la telefon odată. Când mergi spre Comănești, știți clar că este o zonă fără semnal de acum? Nu, de mult, acolo la Baia asta. Dar totuși... Ar trebui rezolvat ceea. S-a rezolvat cu o problemă. La Rechitiș au apărut alte rețele de telefonie care au semnal. Deci nu contează, nu fac reclamă. La tine cine a pus acolo? Vodafone. Vodafone, nu? Dai de bani. Păi da, cu ăla s-a îmbogățit așa. Îți dai ceva bani? 20 de milioane pe an. Cred că mi se pare corect. Asta e chirie. Asta e chirie. Cu podețele când începem, domnul viceprimar? Pedele. Păi... Domnul consilier, dăm ordinul de începere a lucrărilor. Când? Zilele astea, nu. Zilele astea dăm ordinul. Suntem obligați să dăm ordinul de începere. Și șanțul ăla care a depus oamenii de 17 familii să se facă șanțul de la școală până aici, la România, și când începem, domnul viceprimar? Dacă ați spune că mă apuc acum, aș minți. Dar spre viitor, cel mai apropiat. Noi avem un proiect depus pe 11 km de drum prin care sprinse și șanțurile alea, zonele alea.
L-avem și aprobat, de fapt, proiectul prin FDI. Acum să vedem, cu schimbarea guvernului, cât de bine suntem susținuți în programul ăsta. Păi da, dar nici acum nu să fi susținut domnul viceprimar atunci când? Acum PNL-ul conduce, nu? Domnul, eu mă supun, nu ca și... Eu mă supun legilor țării ca toată... Păi, dar nu, dar totuși aveți o susținere largă acum, nu? Acum ei sunt la butoane. Dacă dumneavoastră... Și cu UDMR în spate, de obicei, nu. Asta e adevărul, nu putem să... Nu zicem să nu trecem și de treaba asta. Eu las să vorbească UDMR-ul. Să știți că, toate realizările care vor fi pe comună îți bine venite. Cred că începem la primăvară, nu? Da. Mai bine. Vine iarna. Mâine. După. Mâine. Mâine. Ne-am apucat de iluminatul. Am văzut. E frumos. Strada. E frumos. Strada. S-a început la intrare de la Dimeș și a ajuns până la... Astăzi, deci au avut băieții un contract. Au avut un contract de vreo două zile într-un loc acum cu 1 decembrie și revin luni. Foarte bine. Și atunci, dacă facem drumul principal, atunci Bulovănișul, Aldămașul, Tărcăușul, o să avem destui, de mine. Numai să mergem să facem ceva, că oamenii aia și acolo plătesc impozitele și ar trebui. Domnul consilier, de exemplu, avem o problemă la rechitiz. Domnul consilier Gârbea, i-a lăsat doamna secretarul plecat și a zis că nu are luminat. La rechitiz e rețeaua aia veche, care... Nu are capul tras, cred. Nu că nu are cabluri, adică e rețeaua aia pe aluminiu neizolat. Da. Rețeaua aia e îmbătrânită, dar în așa fel încât chiar s-au produs circuite, i-au anulat, pentru că au, nu știu, două, trei rețele, nu mă prea pricep așa bine la asta, dar din cele spuse... Dar nu numai că se pierde, deci odată ce ai solicitat un pic mai mult, rețeaua care pe iluminatul public, efectiv, au apărut avarii, dar avarii de alea care apar și la persoane fizice, apar și la noi. Dar la ei, nu știu dacă e rezolvată problema cu transformatorul. Deci nu e rezolvată nici cu transformatorul 100%, dar ei sprinși acum ca să li se schimbe stâlpii și tot. Ei aveau probleme cu transformatorul pe aperea și acolo, totdeauna când porneau un ban, și ne cerem scuze. Nu mai merge nici frigiderie. Domnul consilier, înțelegeți-ne, deci, dacă îmi permite, domnul președinte. Deci ne cerem scuze față de oameni care stau în zona aia, că nu putem să ținem curentul ăla sub parametri normali. Din cauza asta. Nu. Am înțeles. Eu, propunerea mea a fost așa, de pe zona de centru, tot ceea ce se ia jos, lămpile care sunt bune, le folosim pe satele din... O să fie bani pentru terminarea drumului de pe Dărăuș. Dacă o să fie bani pentru terminarea drumului, dar proiectul ăla e contractat prin AFIR până la capăt, dar l-ai finanțat până la capăt. Da. Da. Hai, mai are cineva? Nu, te spuneți. Clădirea de la Haftea Bolăni se află într-o stare foarte, foarte degradată. Și ar trebui puțin reparat, pentru că nu s-a mai reparat. A fost reparat din 2003. De cine aparține? Este în administrația, normal, la administrația Consiliului Local, la primăriei comunei. Nu știu să fie... Noi am reparat în 2003. Dar eu nu am prins în... Dar nici nu e ACFR-ului, că a fost construit de primărie. Am înțeles. Nu o să găsiți probabil un inventar, atunci am făcut așa. Nu știu dacă... Mai mult cu voluntari am reparat și atunci am băgat... Am reparat țigla, absolut tot, acum deja plouă înăuntru. Uși, ferestre, ușă, tot am reparat. Am băgat și soba acolo, tot am făcut. Doamna, asta au fost făcute niște lucrări acolo de către șeful de gară. Da. Împreună cu câteva persoane, da, când am lucrat noi la podul din Cărăuș. Dar plouă deja înăuntru. Nu mai acum. Deci au fost lucrări făcute din astea. Sunt țigle care deja au lucrat. Sunt lucrări, dar înseamnă că cineva sau știu eu, sau au umblat la ele. Pentru când am lucrat la podul de peste la Halca Bolovăniș, noi am avut în intenție să mergem cu lucrările mai departe, să lucrăm un pic și acolo, dar intervenim problema cu apa, n-am mai putut să mă mobilizez pe zona aia.
Da. Totuși sunt câțiva oameni care mai fac naveta, 15, 20, 25 de oameni și ar fi și păcat să se distrugă complet. A fost. Eu mă uit dacă e prinsă în domeniul public al nostru, dar eu nu știu să fie prinsă, dacă e prinsă... Nu știu dacă o să mai găsit, n-am găsit nicio, nici n-am căutat în vremea alea, dar știu că am reparat, că a fost nevoie de reparație. Am schimbat și, până la urmă, și cablurile electrice și partea electrică. Da, dar e supravegheată. Pe deasupra e, la fel că dacă trei faze, faci investiții în locul tău. Dacă acum ai făcut investițiile și nu este nimeni acolo, vreau să vă spun că băieții dați să mai găsești din păvodă. Trebuie. Așa să trebuie întrebat undeva. Fură și ușă. Bun. Atât. Nu, vreau, domnul președinte, capitolul diverse n-ați condus. De o oră vorbim, hai la bunica să vorbim nimic. Nu știu ce, cine ce-a înțeles de o oră din toate discuții. Cum l-ați înțeles, nu? Nimeni, atâta. Haideți să ne luăm. Ar ceva nu mă înțeles. N-aș vrea să plictisesc. Doamna tot am anotat aici. Nu, n-aș vrea să plictisesc nici colegii consilieri în continuare și nici pe domn. Pe cine să... Domnule, ați avut ocazia să vă spuneți o futos, domnule. Păi trebuia să ne spunem pe rând. Păi da, uite, așa am mers, uite, domnul, vene acum e rândul dumneavoastră. Dar dumneavoastră ați luat de fiecare dată când nu v-am... Nu v-am tăcut, v-am ascultat cu atenție toți. Păi da, dacă aveți ceva de spus despre drumul, acolo auziți, de aceeași drumuri, pietrișul. Drumuri, deci ar fi vorba de drumuri, de pășuni, de curățenie, de ridicarea gunoiului, toate care le spunem în aceeași ședință, nu se ia nicio măsură, n-are rost să le mai numesc. Dar de ce am fost scurt? Că nicio măsură? Deci vă rog frumos. Nu, domnul Vicer. Ei. Atâta. Nu, mulțumesc frumos, atâta mă vreți. Nu vreți să vedeți și realizarea aceea? Ba da. Ar fi prima cu tot cu toaleta. Aici cu târgul de Crăciun faceți cumva să da, aibă oameni în grup sanitar, femei, bărbați. Luați niște măsuri, măcar un grup sanitar ceva. Dacă nu la rapul, ți undeva, măcar atâta ceva să se vadă că faceți. Mulțumesc. Era vorba de un proiect pentru Bolovăniș. Cu drumul și cu Aldea Râului. Cum stăm cu Aldea Râului mai interesat? Apoi imediat nu mai avem nici drum. Nu știu cum să... Deci l-am pus o poate plus proiectul 12 km de asfalt plus consolidare maluri. Acesta a fost început prin FDI. Și proiectul e câștigat. Așteptăm acum să vedem cu... Pentru că modificările, schimburile de guverne, de multe ori pot apărea lucruri pozitive sau negative. Și Udrea nu vă stau fără drum. Și ăștia cred că nu. Și să știți că depindem de cu mult mai mulți bani cu Consiliul. Dacă nu, atunci o să trebuiască să luăm măsuri. Cât? Să ne axăm în totalitate. Cât este? 250 de lei pe an. De utilaj, nu? E modică, pentru că... E modică. Dar nu are niciun foarte sigur. Atât? Far kilometri. Da. Dar am sunat-o pe am terminat în chinul. Te chema pe tine. Domnul Vicer, am venit. Domnilor consilieri, declar ședința închisă, nu înainte de a vă mulțumi pentru participare. Și pentru...